Suntem live. Bună dimineața! Bun venit la conferința Educație Web Formantă, pe care am pregătit-o cu mult entuziasm și de ce să nu recunoaștem cu multe emoții, noi aici, echipa de la Casa Corpului Didactic. În primul rând, aș vrea să vă prezint echipa care a lucrat la conferință, la organizarea conferinței, și anume doamna metodiștii CCD-ului, doamna profesor Doinița Popa, doamna profesor Pantazic Camelia, doamna profesoară Aurora Sava, doamna profesor Ionica Dragu și doamna profesor Nina Nedelcu, ajutate grozav de mult de doamna informatician, colega noastră Dana Chipi, Dana Chipirliu. Noi vă mulțumim frumos că ați dovedit atât interes pentru conferința noastră. Vreau să vă spun că numai puțin de 1200 și ceva de participanți s-au înscris deja în formularul de înscriere. Tocmai de aceea, pentru că numărul mare de participanți ne-a depășit așteptările și ne-a depășit un pic posibilitățile tehnice, am discutat cu colegii care ne ajută, colegii de la EduApps, și am găsit această variantă de transmisiune live pe Facebook. Primul vorbitor va intra live la ora 12. Noi am gândit conferința ca pe o, efectiv ca pe o discuție, am adunat nume importante din educație în ambele zile ale conferinței. În prima zi vom avea oameni de notorietate care vor discuta despre așa ceea ce ne doare la momentul ăsta, practic educația online și ce înseamnă, cum să transformăm acest lucru, acest inconvenient, cum să-l transformăm într-o oportunitate. Noi la Casa Corpului Didactic am văzut chiar o oportunitate. Chiar de la acest lucru a pornit conferința, ideea de organizare a conferinței, și toți invitații noștri au, veți vedea pe parcursul acelor două zile, că vor împărtăși din experiența proprie câteva idei despre ce înseamnă educație online. Tocmai de aceea am și găsit numele Educație Web Formantă. În organizare ne-au ajutat foarte mult colegii de la Synergetics, domnul Vali Ifrim, pe care îl așteptăm să ne... M-am conectat. Da? Ah, super! Mulțumesc, Vali! Deci vreau să spun că fără ajutorul tău și al colegilor tăi nu s-ar fi întâmplat ceea ce se întâmplă acum. Și îți mulțumim frumos și... Da. Vreau să te rog să spui câteva cuvinte despre ce ne-am propus în aceste două zile de conferință. Casa Corpului Didactic a gândit evenimentul ca pe un soi de catalizator într-un moment esențial. Eu urmăresc majoritatea feed-urilor de Facebook ale vorbitorilor de astăzi și ale unora dintre vorbitorii de mâine și îmi dau seama că există o preocupare reală și acută legată pe de o parte de deschiderea școlii și pe de altă parte de formatul în care urmează să se desfășoare semestru întâi, cel puțin. În contextul ăsta, Casa Corpului Didactic vine cu un eveniment pe care și-l dorește să nu fie singular, și-l dorește ca un eveniment care să deschidă o serie de evenimente ulterioare,
care, pe de o parte, să le ofere profesorilor un punct de sprijin pentru pârghia asta pe care o să o folosească în semestrul întâi, punctul ăsta de sprijin venind din partea vorbitorilor din ziua întâi, oameni care au o anumită viziune legată de ecosistemele de aplicații pentru instruire online, pedagogie, abordări noi pe zona asta de pedagogie, abordări inovative. Avem în ziua întâi un profesor merito de filozofie care s-a remarcat prin genul ăsta de abordare creativă și în același timp extrem de eficientă pe zona de livrabil educațional. Așa că ziua întâi o să fie o zi care pur și simplu o să dea perspectivă, o să așeze lucrurile pe un făgaș. Ziua a doua este o zi mai aplicată. Sunt 6 vorbitori care s-au remarcat în rândul cadrelor didactice din Galați prin modul în care au reușit să abordeze instruirea online în semestrul trecut. Și în ciuda obstacolelor, în ciuda schimbării majore de context în care au fost nevoiți să desfășoare activitatea, și-au desfășurat activitatea cu succes. Și atunci conferința, pe de o parte, dă perspectiva asta de azi, deschiderea pe care o să o asigure vorbitorii, pe de altă parte arată niște repere care au rolul de scânteie, pentru că din 1000 de vorbitori, cu siguranță fiecare are modului de a preda, 1000 de participanți, fiecare are modului de a preda, fiecare are oportunitățile lui cu elevii cu care lucrează și are și amenințări din spate. Cei din ziua a doua vor da niște repere care să îi ajute pe profesori, pe de o parte să-și construiască încrederea că indiferent de context, indiferent de condiții, putem să facem școală de calitate, poate nu atât de plenar, atât de solid cum ne-am dorit, dar cu siguranță putem să facem școală de calitate și să le arate că în situațiile astea, gândit în afara cutiei, nu este neapărat un exercițiu obositor, ci dimpotrivă, este o sursă de putere, dă încredere în propriile forțe și poate să fie extrem de eficient, nu doar în planul didacticii, reconfortant și pentru elevi, motivant și pentru elevi și pentru profesori. Așa văd eu conferința. Acum, cu siguranță, doamna Geru o să ne spună mai multe. Așa este, Vali, așa am gândit-o împreună și chiar mă gândeam zilele trecute, organizând conferința, cum în acest moment lumea reacționează, este, deci în comunitatea, în toată comunitatea practic, există această întrebare, cum va fi? Cum va fi începutul nou de școală? Toată lumea se întreabă, Doamne, oare cum va începe școala? Profesori, deopotrivă, profesori, părinți, probabil că și elevi, dar știți, ei se aud, din păcate se aud mai puțin elevii. Și credința mea este că ar trebui să se audă mai des și mai mult. Acum, probabil că aceste credințe care ne oferă atâta, care oferă atâta teamă de viitor, vin din frica de necunoscut. Da, este un lucru nou care se va întâmpla anul acesta. Este perfect adevărat că ne-a luat pe nepregătite în martie, dar în anul acesta nou școlar, părerea mea este că va trebui fiecare să punem umărul și să vedem cum putem contribui chiar la desfășurarea unui an școlar normal, în condițiile astea. Am auzit multe voci dintre colegii mei care întreabă, și nu numai dintre colegii mei, toată lumea, că știți, toată lumea are un interes real pentru educație și evident să fie așa.
Și multe voci care întreabă ce o să facem și cum o să fie. O să fie o nenorocire, o să fie groaznic, o să fie într-un fel, o să fie în alt fel. De ce școlile sunt lăsate la voia întâmplării? De ce nu vin niște lucruri foarte clare? Este un moment în care, sincer, părerea mea este că ar trebui, această descentralizare este, e foarte binevenită. Nu știu dacă ministerul are cum să ia o hotărâre despre ce se va întâmpla la școală, în școala din satul, nu știu, Tălpici, de exemplu, pentru că ministerul nu are nicio idee ce se întâmplă acolo, care sunt condițiile concrete, și atunci ministerul vine cu niște jaloane și fiecare dintre directori și fiecare comunitate va trebui să-și asume rolul ăsta. Și probabil că și lucrul acesta, această asumare pe care până acum nu am fost atât de obișnuiți să o avem, vine cu niște lucruri mai puțin confortabile. Și atunci, prin această conferință, vrem din nou să vedem cu ce putem pune poate puțină ordine în ideile participanților, cu ce putem veni să deschidem perspectiva, să vedem dincolo de granița cu care am fost obișnuiți, să ni se spună ce să facem. Haideți să vedem ce putem noi face, știți? Și în acest spirit am invitat niște voci de prestigiu. În acest spirit încercăm să vedem cum să ne organizăm la nivelul comunității și cum să fim un bun exemplu de bună practică. Ziua 1 va avea invitați, cum spunea și Vali, va avea invitați de marcă. La 12 îl așteptăm pe domnul Ștefan Apăteanu, care e fondatorul Google EduApps. Apoi, din programul nostru, așa cum bine știți, îl așteptăm pe domnul profesor universitar dr. Constantin Cucoș de la DPPD Alexandru, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Apoi îl vom auzi pe profesor universitar dr. Dragoș Iliescu de la Facultatea de Psihologie și Științele de Educației de la Universitatea București. Apoi, colegul nostru, binecunoscutul nostru coleg, Doru Căstăian, care este deja prezent și care este o voce care s-a făcut auzită de multă vreme în comunitatea noastră și nu numai, este o voce renumită la nivel național. Apoi domnul va veni apoi Marian Staș, care e binecunoscutul promotor și fericitul promotor al articolului 26 din Legea Educației Naționale pentru școlile pilot, care acum este fericit că într-adevăr a și apărut ordinul de ministru pentru școlile pilot. Și vom încheia ziua cu domnul profesor universitar dr. Pânișoară, Ovidiu Pânișoară, directorul departamentului de formare a profesorilor de la Universitatea din București. Cred că numele respective și temele pe care dumnealor le vor prezenta sunt argumente destule pentru a asigura prezența colegilor noștri profesori la conferință. Și cred că la momentul acesta este nevoie de a ca aceste voci să vină și să dea din experiența lor
către societate, către mediul de educație, către profesori. Acesta este momentul în care e cazul să ne unim forțele și să vedem cum anume putem face ca în povestea cu ulciorul pe care noi am pus-o pe prezentarea conferinței, cum să facem ca din acest ulcior, care poate fi privit ca un ulcior spart, să facem în așa fel încât să profităm și să creștem florile educației, știți? Eu cred că fiecare, cum ziceam, diferența între învingători și învinși o face exact momentul de criză în care aceștia, primii, cei învingători, se mobilizează și reușesc să transforme piedicile, obstacolele, în oportunități. Și acesta aș vrea să fie, mă rog, tema conferinței, cum să transformăm aceste obstacole în oportunități pentru profesorii noștri. Acum aș vrea, până la momentul la care va intra și domnul Apăteanu, primul nostru vorbitor, dacă dintre vorbitorii din care deja sunt prezenți, este cineva care poate, care vrea să-și exprime o părere, mi-ar face plăcere dacă Doru Căstăian ar putea să intervină, mi-ar face plăcere să-l auzim cu o părere. Mulțumesc, Doina. Ce să spun? În primul rând, felicitări pentru eveniment. Așa, după cum am spus și am scris, foarte apăsat, mi se pare un eveniment de o calitate absolut remarcabilă. Invitații sunt absolut remarcabili. Mă și întreb ce caut eu pe lista asta, așa selectă a primei zile. Și uite, m-am înarmat de toate aici, cu carnețel, agenda, pix, ceaiuri, pentru că vreau să prind tot maratonul, ca să zicem așa. Și bine, recunosc, vreau să-și testez din când în când dacă mai am gust, știi? Ca să glumesc un pic. Ce să spun? Temele sunt toate foarte ofertante. Abia aștept să aud ce au de spus toți invitații. Și eu cred că este un moment oportun pentru a organiza așa ceva, pentru că probabil niciodată lumea care gravitează în jurul învățământului, că vorbim de profesori, că vorbim de părinți, că vorbim de copii și așa mai departe, cu siguranță nimeni n-a mai trecut prin ceva comparabil până acum. Oricât de viteji am încercat să părem, oricât de bărbătești am luat așa lucrurile în piept, și aici sper că nu vorbesc despre COVID, când zic luat în piept. Ce să spun, oricât de bărbătești am abordat lucrurile, adevărul este că nu putem să nu vedem că există un sentiment de nesiguranță, mai apăsat sau mai puțin apăsat, că există oarecare anxietate, că există întrebarea obsesivă cum o să facem față provocărilor atât de ordin uman, moral, pedagogic și de altă natură. De aceea eu cred că e foarte bine venit evenimentul. M-am uitat puțin pe program și mi se pare foarte fain faptul că sunt abordări diferite, din unghiuri și din perspective foarte diferite. Unele merg foarte puternic la firul ierbii, în zona concreteții marcate, altele sunt mai degrabă, hai să spunem, principiale și filozofice, cum o să fie și prezentarea mea de altfel. Dar eu cred că toate perspectivele astea sunt utile și ajută la configurarea unui spațiu logic și profesional și deontologic, așa cum trebuie.
Cam asta e. Am așteptări. Știi că de obicei când ne întâlneam pe la câte o activitate de formare, prima chestie care se face e să întreb participanții ce așteptări au. Și de regulă, mă rog, îți faci un răspuns așa și funcționezi cu el vreo 15 ani. Mă aștept să fie foarte interesant să aflu cu noi. Okay. Eu în general am sărit etapa asta ori de câte ori am fost întrebat, dar iată de data asta pot să spun cu mâna pe inimă și din tot sufletul că mă aflu acum la un eveniment de la care chiar am așteptări foarte mari. Mulțumesc pentru invitație și succes tuturor! Mulțumesc, Dora. Doru, mulțumesc foarte mult că ai acceptat și mulțumesc că ești alături de noi și ai fost necondiționat în toate împrejurările în organizarea conferinței. Dacă dintre participanții din zilele de astăzi și de mâine mai este cineva care vrea să își exprime așteptările sau cineva care vrea să spună un cuvânt introductiv, cu drag, acum este momentul, înainte de ora 12, când începe, când îl așteptăm pe domnul Apăteanu. Știu că domnul profesor Costache a pregătit câteva cuvinte despre din experiența de pregătire a bacalaureatului online. Și dacă dumnealui are a ne zice ceva la momentul acesta, domnul profesor, vă ascultăm? Păi, domn profesor Ștefan Apăteanu deja este intrat. Da, eu sunt aici, da. Este da, da, eu pot să încep și mai devreme, sigur. Da. Eu îmi cer scuze, n-am obișnuința astfel de conferințe. Chiar este prima de genul ăsta pe care, la care particip chiar în calitate de organizator. Și în care lumea intră la timp, să înțeleg. Da, da. Mă bucur că sunteți lângă noi, domnul Apăteanu. Pentru cei care, puținii care nu-l știu pe domnul Ștefan Apăteanu, domnul Apăteanu este fondator EduApps, este formator. Domnul Apăteanu ne propune să folosim la clasă resurse digitale pentru lecții interesante și interactive de foarte multă vreme, de mulți ani. Cu mai bine de câțiva ani, de vreo 3 ani în urmă, domnul Apăteanu ne încuraja în toate materialele promovate, ca un fel de vizionar așa, să implementăm G Suite for Education în școlile noastre. Și astfel să le putem transforma în ceea ce dumnealui a numit cu o sintagmă foarte frumoasă, școli ale viitorului. În aprilie 2019, la TEDx în Piața Unirii, Education, TEDx Education, domnul Apăteanu povestea despre cel mai frumos proiect al echipei dumnealui, ceea ce se numește Clasa Viitorului. Astăzi, viitorul este aici, nu mai putem ignora aplicațiile moderne și nu mai putem ignora importanța inovației în educație. Și astfel l-am invitat pe domnul Apăteanu să ne vorbească despre clasa viitorului. Bună ziua, mulțumesc frumos pentru introducere, m-ați măculit, nu știu dacă merit chiar așa toate aturile, pentru că vă spun sincer, noi n-am fi putut realiza nimic fără sprijinul atâtor instituții educaționale cu care, alături de care lucrăm și fără ca profesorii să devină receptivi, fără ca părinții să realizeze că este importantă tehnologia în actul de predare și să sprijine la rândul lor acest lucru. De elevi știm cu toții, ei sunt cei care sunt pregătiți în general, pentru că nu degeaba îi numim nativi digitali. S-au născut cu acces la diferite dispozitive,
Dacă observăm că la vârste mai fragede ele folosesc în special cu scopuri de a se juca sau de a urmări diferite clipuri sau chestiuni de genul acesta, în timp evoluează către a le folosi cu un scop educațional, iar aici intervine rolul școlii, rolul de, pe care îl are pentru a-i ghida cum să folosească aceste instrumente, astfel încât să ajungă să asimileze mai bine informația și să ajungă să folosească informația asimilată. Pentru că nu e așa, rolul profesorului nu e acela de a pescui toți peștii pentru elevi, ci de a da undița fiecărui elev pentru ca fiecare dintre aceștia să-și prinde singur pește. Gândiți-vă că toate aceste tehnologii digitale care au devenit deja folosite pe scară largă mai devreme decât ne așteptam, cumva forțat, dar așa a fost să fie, contribuie pozitiv la partea aceasta, la partea de interactivitate și de la desporirea interesului pentru școală cu ajutorul acestor instrumente digitale. Acum eu o să încerc să vă dau un share screen, dar trebuie să-mi dea un pic hostul posibilitatea să dau share screen la ecranul meu. Noi am centralizat toate aceste aplicații pe un portal. Portalul se numește clasaviitorului.ro și cred că acum este disponibil spre vizualizare. Pe clasaviitorului.ro, practic, noi oferim posibilitatea oricărei instituții educaționale și când spun asta mă refer la... de la grădinițe până la școli doctorale sau case ale corpului didactic sau inspectorate, oferim posibilitatea să activeze gratuit un pachet de licențe pe care noi l-am denumit Clasa Viitorului. Și acest pachet de licențe conține două tipuri de licențe care sunt disponibile gratuit de foarte mulți ani. Sunt disponibile gratuit și în timpul pandemiei și vor fi disponibile gratuit și după pandemie. De ce e lucrul ăsta extrem de important? Pentru că atunci când pornești la drum cu implementarea tehnologiei digitale, trebuie să te asiguri că aplicațiile pe care urmează să le folosești urmează să fie disponibile pe o durată îndelungată și că sunt sprijinite de către companii care au suficientă putere financiară ca să susțină acele aplicații. Pentru că nu este nimic mai neplăcut decât să te apuci să te formezi pe o aplicație și după aia să vezi că în câțiva ani ea dispare pentru că nu este sustenabilă. Aici vorbim de G Suite for Education, care e sprijinit de Google, și de Office 365 A1, care e sprijinit de Microsoft. Sunt două companii foarte puternice care au capacitatea să finanțeze gratuit disponibilitatea acestor aplicații. De ce ambele licențe și de ce nu doar G Suite for Education? Dacă într-o primă fază noi aveam la dispoziție doar posibilitatea de a ne integra cu G Suite for Education, am căutat să facem disponibile prin metode de inovare tehnologică integrarea și cu Office 365. Și așa am ajuns la un concept prin care orice școală care deține un nume de domeniu poate să aibă acces cu același nume de utilizator simultan și la G Suite for Education și la Microsoft Office 365 A1. Și de ce este important acest lucru? Pentru că elevii trebuie să cunoască ambele tehnologii. Nu doar pentru că ambele tehnologii sunt prevăzute în curricula de învățământ, cât mai ales pentru că vor folosi ambele tehnologii pe întreg parcursul vieții. După cum bine știm, adulți fiind, folosim atât instrumente de la Google cât și de la Microsoft, astfel încât să ajungem să ne facem treaba în fiecare zi. De aici, din aceste pachete se disting două aplicații care sunt special concepute pentru educație. La Google se numește
Google Classroom și este o aplicație care manageriază fluxul de lucru la clasa al profesorului, de la faza la care distribuie materialele pentru învățare, materialele suport de curs, până la faza de testare și notare, pentru care inclusiv catalog virtual, de la un an la altul vedem că inovează într-una aceste aplicații, că aduc îmbunătățiri. Acum se poate calcula inclusiv medie ponderată, cu alte cuvinte poți trece teza astfel încât ea să aibă o pondere de 50%, după care poți avea note care să conteze pentru restul de 50% sau poți să ai note care nu contează în quantumul mediei. Corespondent avem aplicația de la Microsoft, care e o aplicație mai complexă decât Google Classroom, se numește Microsoft Teams și aceasta are catalog și permite integrarea inclusiv cu o serie de alte softuri dezvoltate de diferiți terți, astfel încât să creezi un mediu de lucru mai avansat pentru a face echipe la clasă, fie între elevi, fie între mai multe clase care se pot întâlni într-un proiect. Pentru acest proiect, pentru clasa viitorului, noi ne-am aliat eforturile cu Școala de Valori, care este un ONG care contribuie cu ajutorul voluntarilor pentru a acorda asistență la activarea acestor licențe, dar și cu parteneri educaționali precum Teach for Romania, pe care i-am format în a utiliza aceste platforme și care la rândul lor pot forma alte cadre didactice într-un proces de tip peer learning, pentru ca și acestea să poată dobândi metode de predare bazate pe folosirea tehnologiei digitale la clasă. Ce am urmărit noi cu acest proiect este să facem disponibile tuturor școlilor din România platforme prin care să poată să își desfășoare activitatea online. Dar nu numai atât, pentru că noi înainte de această pandemie încurajam și folosirea la clasă acestor platforme la momente, diferite momente de predare. Spre exemplu, un profesor după ce preda o serie de noțiuni noi putea la finalul orei să dea un mini-test și să vadă ce au reținut elevii din ceea ce a predat, astfel încât să știe asupra căror concepte trebuie să insiste, tocmai pentru ca să se asigure că elevii au înțeles despre ce este vorba la materia respectivă. Acesta e doar un exemplu, bineînțeles sunt multe alte scenarii de lucru care se pot folosi la clasă. Tot aici, pe clasaviitorului.ro, noi am pus un meniu în partea dreaptă sus, un meniu cursuri profesori, pe care dacă dăm click se încarcă platforma pe care pot învăța în mod gratuit diferite noțiuni introductive pentru modul de lucru la casă cu aplicațiile Google într-o primă fază. Cursul este disponibil în format gratuit pe formare.eduapps.ro, iar aici avem 13 capitole care pornesc de la noțiuni introductive, efectiv pentru profesori care nu au mai folosit tehnologia digitală în actul de predare, până la noțiuni mai avansate sau intermediar spre avansate, în care li se arată cum pot lucra cu elevii online, cum pot să măsoare și să analizeze și să comunice totodată evoluția elevilor mai departe către atât către părinți, dar cât și către ceilalți colegi cu care ar putea lucra împreună. De ce spun asta? Pentru că aplicația aceasta, Google Classroom, spre exemplu, permite
profesorilor să invite alți profesori de pe același palier educațional. Spre exemplu, poți preda limba română la clasa a 5-a și dacă mai este un profesor la clasa a 5-a care predă limba română, poți să-l inviți în calitate de co-teach la cursul tău, astfel încât el va avea acces la tot ceea ce postezi acolo și în acest fel poate învăța fiecare și împreună pot învăța să construiască un curs mai bine structurat, pot construi resurse educaționale împreună și în acest fel pot arde niște etape care vedem cu toții că se apropie cu pași vertiginoși. Așteptările sunt foarte mari. În mod evident, nu poți să ajungi să stăpânești într-un timp foarte scurt ceea ce nu s-a făcut în ani de zile, dar poți să setezi o serie de procese astfel încât să te asiguri că încurajezi asimilarea informației într-un mod cât mai rapid, astfel încât să poți să faci față cu succes tuturor provocărilor pe care le presupune fie învățarea mixtă, adică atunci când o parte dintre elevi sunt acasă, o altă parte în clasă, fie învățare online. Vă spuneam că cu același utilizator poți accesa toate aplicațiile. Vedeți, eu aici, spre exemplu, sunt autentificat cu un cont de tip asistent arond școala ioanbădescu.ro. E o școală din Ilfov și am să intru pe Classroom, unde o să vedem cum această școală are configurat Classroom-ul pentru tot ceea ce înseamnă cursurile care se predau pe toate nivelurile de învățare, de la clasa 1 până la clasa 8-a. Deci ce au făcut ei aici? Au creat practic câte un Google Classroom pentru fiecare materie, deci și pentru fiecare clasă. Mai există alte abordări în care, spre exemplu, am văzut că un diriginte creează un classroom în care pune toate, organizează pe subiecte diferite materii. Este și asta o abordare, dar noi vă încurajăm să faceți câte un classroom pentru fiecare disciplină, pentru că în felul acesta puteți avea mult mai bine structurate informațiile. Și aici, vedeți, sunt efectiv sute de classroom-uri create, pentru că sunt mai mult de 10 materii pentru fiecare an de studiu și sunt mai multe clase, vedem, de a 7-a, a 5-a, B și așa mai departe, până sunt mai multe litere la clase. În oglindă există varianta în care se poate accesa Teams, iar acest lucru se poate face tot așa din contul de G Suite, pur și simplu se dă click pe iconița de Microsoft, da? Este modalitatea prin care se ajunge la platforma Office 365.1 și vedeți că sunt autentificat tot cu același utilizator, n-a trebuit să introduc o altă parolă, practic aceasta este partea de inovație pe care am introdus-o noi. Toți utilizatorii din G Suite se replică în mod automat pe tenantul de Office 365, ceea ce înseamnă că administratorul IT, care bineînțeles de cele mai multe ori lipsește de la școală, nu trebuie să-și facă griji că trebuie să replice o serie de funcționalități de fiecare dată, ci acestea sunt replicate în mod automat. Odată ajuns aici, utilizatorul poate să acceseze oricare dintre aplicațiile puse disponibile gratuit de către Microsoft. De exemplu, o să intrăm pe Teams, unde o să vedem că sunt tot așa configurate diferite clase virtuale pentru lucru cu elevii. Deci, fie că folosiți Classroom, fie că folosiți Microsoft Teams, aveți posibilitatea să lucrați cu elevii la distanță. Ambele aplicații vin cu
sistem de videoconferință cu foarte mulți utilizatori simultani, videoconferință în care se permite accesul partajat la ecran, ceea ce înseamnă că elevii pot prezenta la rândul lor tema sau orice alt lucru se dorește la clasă la acel moment. Ambele aplicații vin cu o tablă virtuală. La Google se cheamă Jamboard și este, dacă ar fi să mă întorc, e această aplicație de aici. Deci dacă scrieți jamboard.google.com, o să aveți aplicația pentru tablă virtuală de la Google. Ce este această tablă virtuală? Este un spațiu în care profesorul poate să scrie de mână și văd în același timp atât cei care sunt prezenți în clasă de față cu el, în cazul în care el distribuie pe proiector imaginea respectivă sau pe un alt tip de display, dar văd și cei de acasă. Și lucrul ăsta este foarte important pentru că varianta în care montați o cameră care să fie orientată către tablă nu e neapărat cea mai fericită, ci veți dori să ca elevii să aibă acces exact la ceea ce profesorul scrie și nu este umbrit de prezența fizică a profesorului respectiv. Mai mult decât atât, această aplicație Jamboard permite partajarea, ceea ce înseamnă că profesorul poate să scoată la tablă un elev sau mai mulți elevi, iar aceștia la rândul lor pot contribui și să scrie alături de profesor în cazul în care este nevoie de acest lucru. Pentru Microsoft, bineînțeles, există o aplicație, se cheamă Whiteboard. Este și prezentă în suita de aplicații Microsoft Office 365, este integrată în Teams și are același scop de a folosi un spațiu în care profesorul poate să scrie la tablă în mod virtual. Și sunt soluții gratuite, soluții la îndemână care pot fi folosite foarte ușor. Imaginați-vă că toate aceste aplicații pot fi integrate în fluxul de lucru la clasă. Iar pentru asta o să vă invit să accesați un mini tutorial. Spre exemplu, dacă scriem classroom.clasaviitorului.ro, este un mini tutorial de 8 minute în care vi se explică ce este Google Classroom și cum se adaugă elevii, cum se utilizează paginile din curs, cum se creează teme în activitatea la curs și, bineînțeles, cum se acordă feedback-ul, pentru că acel feedback se poate acorda atât printr-un comentariu legat de tema pe care elevul o dă, dar cât și prin comentarii aplicate fix pe fișa de lucru a elevului. Iar lucrul acesta contează enorm pentru că, practic, îl ajută pe elev să înțeleagă exact ce nu a făcut bine, iar în cazul în care elevul a predat mai devreme tema, are chiar timp să și-o îmbunătățească și, uite așa, un elev care ar fi luat o notă de 6, poate ajunge să ia o notă de 8 sau o notă chiar și mai bună pentru că a reușit să urmeze acel feedback de la profesor și să-și îmbunătățească tema până la termenul final. Ori nu, ăsta este scopul educației, să facem pe copii să devină din ce în ce mai buni și profesorul totodată să aibă cât mai puține provocări și cât mai puține ore de consolidare cu aceia care rămân în urmă. Sunt mai multe lucruri pe care aș putea să vi le arăt. Ele țin inclusiv de partea de gestiune a acestor licențe și am să fac o scurtă referire, nu o să intrăm în profunzime pentru că majoritatea dumneavoastră sunteți cadre didactice, nu neapărat administrator IT, dar nu pot să nu vă menționez că în interfața de administrare a G Suite puteți face managementul dispozitivelor. Și de ce este acest lucru important? Pentru că
Știm cu toții că în această perioadă sunt o serie de proiecte care presupun introducerea tabletelor de cele mai multe ori la clasă. Sunt atât programe ale primăriilor care au achiziționat tablete, cât și un program al Ministerului Educației care urmează să facă același lucru. Pentru aceste tablete ai nevoie cumva de un sistem de management. Și la ce e bun sistemul ăsta de management? Păi te ajută să te asiguri că elevii rulează pe acele dispozitive aplicațiile de care tu ai nevoie la clasă. Aplicațiile educaționale care, având în vedere că majoritatea acestor platforme rulează Android, sunt din Google Play. Și atunci, ce permite acest G Suite? Permite ca, în funcție de grupul organizațional din care face parte clasa respectivă, să se instaleze, să se preinstaleze anumite aplicații. Spre exemplu, noi lucrăm inclusiv cu un proiect, se numește Digitaliada și o să intru un pic pe el. În acest proiect, în Digitaliada, există conținut care este dezvoltat în special pe segmentul de gimnaziu, pe 5-8. Iar aici aveți chiar și un meniu unde puteți alege diferite clase, diferite discipline și diferite tipuri de lecție, dar ce vă încurajez eu să faceți, în special pe profesorii de matematică și de informatică, să accesați ghidurile. Aceste ghiduri, spre exemplu, o să luăm ghid de predare a matematicii cu ajutorul metodelor digitale. Aceste ghiduri vă prezintă pas cu pas, în funcție de curricula de învățământ, planuri de lecție, modeluri de planuri de lecție care au integrate diferite aplicații pe care le puteți instala din Google Play pe acele tablete la care am făcut referire. Spre exemplu, avem aici mulțimea numerelor reale, extragerea rădăcinii pătrate și aplicații recomandate, Math Test și Torrential Maths. Și aici sunt diferite, se arată diferite scenarii de lucru în care profesorul poate utiliza aceste aplicații astfel încât elevii să fie mai interesați de materie și să asimileze mult mai repede informația. Acesta este doar un exemplu. Bineînțeles că există în lucru mai multe astfel de baze de date cu materiale pe care profesorii să le folosească. Din câte știu eu, acestea urmează să fie centralizate pe digital.educredu.ro. digital.educred.ro. Educred, proiectul CRED, de fapt, fiind un, iarăși un proiect derulat de Ministerul Educației, care își propune să formeze undeva pe la 55.000 de profesori. În acest portal digital EduCred urmează să fie centralizate o serie de linkuri care duc la resurse educaționale deschise pe care veți putea să le folosiți la orice materie. Eu aș vrea să închei prin a vă arăta un pic evoluția pe care a avut-o acest proiect. Și mă întorc la clasaviitorului.ro, unde avem o hartă, e aici sus. Dacă dau click pe ea, practic se încarcă harta în timp oarecum real, în sensul că noi o actualizăm o dată pe zi, cu instituțiile care au implementat aceste licențe. Vedem aici că sunt 2728. Dar acestea sunt doar cele care au personalitate juridică, sub ele sunt de cele mai multe ori instituții arondate, ceea ce ne face să ajungem la acest număr de aproape 4.000 de instituții care folosesc acest sistem, clasa viitorului, care oferă acces la aplicațiile gratuite
G Suite for Education și Microsoft Office 365, aplicații care, insist să spun, sunt gratuite și se activează pe durata de viață a unității de învățământ. Deci, indiferent dacă noi vom mai exista peste un an sau nu, dumneavoastră, adică școlile, veți avea în continuare acces la aceste aplicații. Deci noi ce am implementat nu este dependent de noi, este dependent de capacitatea Google și Microsoft de a menține gratuitatea acestor licențe. Și având în vedere că discutăm de două companii multinaționale cu o putere financiară fantastică, puteți fi siguri că ele vor fi disponibile gratuit și în viitor. În partea dreaptă avem inclusiv un top al județelor. Vedem că Galați este în primele 10, felicitări pentru acest lucru, la egalitate cu Iașiul, din câte văd, așa că aveți de ce să fiți mândri și sunt convins că numărul acesta va crește pe măsură ce directorii ajung la școală, își dau seama că situația nu s-a schimbat prea mult față de ce era în anul școlar precedent și că trebuie totuși să ofere o soluție de învățare la distanță pentru toată lumea, pentru profesori, pentru elevi, dar și pentru părinți care sunt și ei implicați, poate acum mai mult ca niciodată, în partea aceasta de predare la distanță. Eu vă mulțumesc și aș vrea să iau întrebări în măsura în care acestea sunt expuse, cred că probabil că pe pagina de Facebook a Casei Corpului Didactic Galați sunt întrebările, nu-mi dau seama dacă au fost centralizate sau dacă urmează să fie centralizate și vom aborda mai la final sau după fiecare prezentare. Aici doamna Dănea vreau să mă ajute. Noi am centralizat câteva întrebări, chiar le-am selectat. Am selectat întrebări, vreau să vă spun că pe pagina principală a CCD-ului urmăresc această transmisiune mai bine de 600 și ceva de oameni, de colegi profesori, și vin întrebările foarte, foarte multe. Colegele mele au selectat câteva întrebări și chiar, în primul rând, vreau să ne lăudăm puțin și să spunem că noi în vacanță, în toate aceste luni de vacanță, am instruit peste 1000 de oameni pentru G Suite for Education, deci pentru G Suite. Acum am o întrebare pentru care mi se pare foarte, foarte pertinentă și dacă cumva nu aveți răspuns punctual la ea, s-ar putea să fie o chestie care e de studiat. Da. Întrebarea sună așa, vă rog să explicați cum se realizează integrarea interdisciplinară a învățării dacă, așa cum recomandați, se face cât un classroom pentru fiecare disciplină. Nu se fragmentează artificial învățarea pentru fiecare domeniu disciplinar al cunoașterii? Ba da, fără îndoială că aici ține foarte mult de metodica predării, iar aici cea mai multă experiență o aveți dumneavoastră. Eu, e adevărat că am predat, dar am predat la universitate, am fost cadru didactic unde am susținut în fața studenților mai o serie de cursuri de e-government în special. Deci experiența mea oarecum este limitată la ceea ce știu în partea asta. Noi ce facem este să vă punem la dispoziție diferite instrumente care pot fi folosite așa cum credeți mai bine și cred că este rolul chiar al CCD-urilor și cu metodiștii să ghideze în acest sens. Deci cred că răspunsul aici tot dumneavoastră trebuie să-l aveți. Într-adevăr, dacă ajungem să predăm interdisciplinar, atunci are foarte mult sens să ai un classroom pentru acele materii care au un spațiu comun de subiecte și de abordări de învățare. Personal, eu am întâlnit acest sistem atunci când am lucrat cu școala americană. La ei am văzut integrat în acest fel
materia și predată într-un mod interdisciplinar. Mă bucur să văd că există preocupări și pentru curricula din România în acest sens și atunci cred că un pas înainte am putea face, bineînțeles, împreună. Da, mulțumim frumos. Este exact ceea ce ne dorim și noi, să facem instruiri pentru abordarea transdisciplinară. Și o altă întrebare sună așa: care este plusul pe care îl aduce Microsoft 365 față de Google Classroom? Păi sunt mai multe chestiuni care țin de mici funcționalități care se găsesc într-o parte și în cealaltă nu. În general există zone de complementaritate între cele două suite de aplicații. Sfatul meu este să încercați să vedeți care este cea mai potrivită în funcție de materia pe care o predați, de conținutul pe care îl găsiți. Pentru că contează foarte mult la sfârșit de zi când tragi linia ceea ce ajungi să folosești mai des și ceea ce te face pe tine să te simți mai stăpân pe situație. Cu alte cuvinte, noi recomandăm, știți vorba aceea, că drumul cel mai scurt e ăla pe care îl cunoști. Păi așa e și aici, adică folosiți ceea ce cunoașteți cel mai bine. Ceea ce vă spunem noi este că ambele tipuri de tehnologii vă oferă suficientă capacitate astfel încât să puteți dezvolta foarte mult cam tot ce vă doriți pentru cursul dumneavoastră. Mulțumim. Mai avem o întrebare care sună așa: se pot folosi clasele pe care le-am creat anul școlar trecut și în acest an școlar? Da, e foarte bună întrebarea. Da, se pot folosi postările create de la classroom-urile din trecut. Ce înseamnă asta? Spre exemplu, am predat limba engleză la clasa a 5-a anul trecut și mai am o clasă a 5-a care urmează să o preiau anul acesta. Ce poate face profesorul, și în felul acesta nu muncește de două ori, este să reutilizeze postările, și atunci cum zic postări, înseamnă tot ceea ce ține de la distribuirea suportului de curs până la teme cu fișe de lucru sau întrebări sau orice a postat el acolo în actualul an școlar cu actualii elevi. Adică nu mai trebuie să reia de la zero munca, ci pur și simplu poate să rafineze eventual diferitele materiale pe care le-a folosit în anul anterior, astfel încât să fie actualizate și folosibile în anul curent. Deci nu se pornește de la zero, tot ceea ce lucrați poate fi refolosit. Mai mult decât atât, v-am amintit eu de acea variantă de peer learning pe care eu vă încurajez să o folosiți, deși am văzut că există o oarecare reticență în general: domnule, ăsta e materialul meu, eu l-am făcut, e al meu și nu vreau să-l dau la nimeni. Trebuie să scăpăm de lucrurile acestea. Deci trebuie să înțelegem că suntem într-o situație în care e în joc viitorul nostru, de fapt. Da. Așa este. Așa este. Tocmai ăsta aș vedea și parte din rolul CCD-urilor, un pic de formare pe dezvoltare personală, un pic de formarea profesorilor către... deci profesorul este un om care de obicei dă. Și atunci trebuie să dai, fie că este elev, fie că este colegul tău profesor. Deci știți cam parabola cu lumânarea aceea, care dacă mai aprinde și altele, se face o lumină mult mai mare, nu se exact pierde ea din strălucire. E, da. Am mai primit o întrebare care sună așa: licențele pot fi activate doar de directorul școlii sau pot fi folosite individual de profesori?
Licențele se activează pe instituția educațională. Da. Nu contează cine aplică efectiv la clasa viitorului .ro cu numele respectiv de domeniu, dar va putea duce mai departe pașii doar dacă are acces la zonele DNS, spre exemplu, ceea ce înseamnă că trebuie să aibă un acord de la director ca să poată să activeze aceste licențe. Eu am făcut referire într-un articol recent pe care l-am scris în Republica la leadership, pentru că directorii asta trebuie să inspire leadership. Ei trebuie să fie, de fapt, cei care duc acest mesaj mai departe și nu neapărat profesorii. Ei trebuie să fie, de fapt, cei care inspiră și ceea ce vreau să zic e că vor dispune întotdeauna de ajutorul nostru în măsura în care vor să meargă pe acest drum. Sigur, doamna Păteanu, noi vă mulțumim. Mai sunt foarte multe întrebări pe care echipa noastră o să le strângă și o să le vi le comunicăm și cu siguranță le vom posta apoi pe Facebook. Noi vă mulțumim frumos și pentru oportunitatea de a transmite toată conferința live și pentru participarea și pentru tot ce ne-ați spus. Și cu siguranță colaborarea noastră nu se va termina aici. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Mai bine. Următorul invitat al nostru este domn profesor universitar dr. Constantin Cucoș. Dumnealui este profesor la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Domnul profesor este conducător de doctorat în domeniul științelor educației și este cunoscut pentru publicarea unor lucrări reprezentative care au fost revizuite și reeditate periodic datorită numeroaselor solicitări. Este de asemenea autorul a sute de articole apărute în ziare sau reviste, precum Tribuna Învățământului, Literatura de Azi, este în ziarul Lumina, în ziarul de Iași, pe portalul Doxologia al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Domnul profesor a participat la 10 de manifestări științifice internaționale, sau poate sute, unde a abordat teme relevante, cum ar fi interculturalitatea, integrarea noilor tehnologii în procesul educativ sau educația din perspectiva valorilor. În octombrie 2018, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia i-a acordat domnului profesor titlul de doctor honoris causa. Domnul profesor Constantin Cucoș va susține o prezentare pe tema educația online, virtuți și servituți. Domnul profesor, vă mulțumim frumos că sunteți alături de noi și vă ascultăm cu foarte mare interes. Da, bună ziua tuturor! Vă salut cu respect pe cei care vor interveni astăzi și în sesiunea de mâine. De asemenea, îi salut călduros și pe colegii din preuniversitar care ne vor urmări sau ne urmăresc chiar în acest moment. Aș dori mai întâi să vă felicit pentru această inițiativă care se dovedește a fi binevenită și să vă mulțumesc în același timp pentru onoranta invitație de a veni și eu cu un anumit punct de vedere. De altfel, aș vrea să vă spun de la bun început că prezenta, să spunem, intervenție nu este o comunicare științifică, nu știu, angajează cadre ideatice sofisticate, nu trimit la note bibliografice, nici măcar nu vin cu un suport vizual, ci pur și simplu voi emite, cum am spus, o opinie care survine, iată, în torentul unui proces ce ne-a cuprins, ne-a luat chiar prin surprindere, deci a venit pe neașteptate. Cu alte cuvinte, vreau să vă spun de la bun început că e vorba de o problematizare mai mult autoreflexivă din interiorul unei experiențe, să spunem, individuale, pentru că și eu am făcut educație în această modalitate de când învățământul a trecut în această modalitate, dar și, sigur, experiența
colectivă care s-a explicitat până acum în lor de poziții, s-au început chiar anumite studii care să vizeze fenomenul pe care trebuie să-l administrăm. E o prefigurare într-un fel tautologică, dar care ne ajută paradoxal să identificăm sau să gândim căi, soluții în sfârșit de a rezolva sau de a ieși dintr-o anumită situație critică. Sigur, de ieșit e greu să ieși, trebuie să ne asumăm această stare și să încercăm să maximizăm ceea ce ține de noi în ce privește orizontul acesta formativ. De asemenea, intervenția are și un caracter, sigur, limitativ, pentru că avem e o poziționare care, sigur, doar mai mult provoacă și pune sau, știu eu, invită la interogații decât, știu eu, să propun eu niște soluții la aceste incitări pe care realitatea ne le cere într-un mod foarte presant. Sigur, interogații în raport cu informatizarea educației s-au produs mai de mult. Sigur, ele au fost avansate însă în sau pentru situații normale. Realitatea prezentă însă schimbă destul de puternic datele problemei. Dacă anterior pandemii, știu, virtualizarea educației se dezvolta oarecum natural, organic, pentru că, sigur, procesul acesta al informatizării a fost luat de mult timp în vizorul, să spunem, a interogației de ordin psihopedagogic, dar acum, iată, asistăm la o proliferare, la o dezvoltare, vedeți, substitutivă, la o generalizare în anumite situații sau pentru anumite secvențe de timp, cu consecințe, sigur, pe care încă nu le putem prognoza. S-ar putea ca nu toate să fie și benefice pentru cei care se formează și pentru formatori, bineînțeles. Ceea ce este interesant este faptul că procesul de predare online, care a fost instituit, să spunem așa, sigur, a existat o anumită vânzoleală, un anumit dereglaj, pentru că și factorii decizii s-au mai bâlbuit până ce au produs sau ne-au pus pe acest drum. Dar iată că acest proces de predare online a fost însoțit de la bun început de un palier, să spunem, reflexiv. Pe măsură ce noi am făcut educație în acest mod, ne-am întrebat, oare este bine ceea ce facem? Cum facem mai binele? Care sunt avantaje? Care sunt limitele? Deci acest exercițiu paideic inedit, ca să zic așa, și care cel puțin a înlocuit procesul educativ normal, a fost însoțit și a născut o retorică în raport cu ceea ce se întâmplă, cu ceea ce parcurgem în aceste luni. Aproape mai mult, știu, anumite situații, mai mult se discută despre educația online decât se înfăptuiește ca atare. Și aici trebuie să fim foarte atenți dacă nu cumva retorica aceasta ar putea să substituie sau să, știu, nu întotdeauna poate să aibă un impact pozitiv în legătură cu calitatea procesului ca atare. Sigur, e bine să discutăm, dar în același timp o exagerare a acestor discuții despre educația online poate să, știu, să nu fie în acord cu pozitivitatea pe care trebuie să o dezvolte procesul educativ ca atare. Cel puțin, știu eu, trei precarități de ordin practic, poate epistemologic, pot fi anunțate în raport cu discursul acesta care s-a născut în raport cu învățământul online. În primul rând, este un produs puternic personalizat, subiectivizat, care, sigur, e născut în dinamica faptelor, a lucrurilor, încă nu știm ce urmează, când și cum se va termina. De aceea, experiența fiecăruia dintre noi, implicarea personală, interogațiile, temerile, fricile, pot colora într-un anumit fel considerațiile noastre despre ceea ce înseamnă sau este învățământul online.
În al doilea rând, este un discurs oarecum autoreferențial. Vorbim, iată, despre educația online într-o modalitate online. Această dedublare leuntrică trebuie gestionată într-un mod inteligent și printr-o raportare permanentă la aceste coordonate pe care educația firească, normală, o potențează. De asemenea, este un punct de vedere, ca să zic așa, amestecat, heteroclit, în care, pe de o parte, sigur, avem reprezentări teoretice, anumite reflexii, cadru ideatic care se angajează, dar acesta se îmbină permanent cu faptul, cu procesualitatea empirică pe care fiecare dintre noi încercăm să o administrăm sau să o managerăm și așa mai departe. Nu mai vorbesc de faptul că normativitatea, pentru că noi nu ne mișcăm de capul nostru, ca să spunem așa, sistemul, deci suntem niște regizori în acest cadru instituțional, sistemul de învățământ, care e dirijat de o anumită normativitate, un cadru legal, care sigur, el s-a pliat foarte rapid în funcție de aceste noi realități. Deci, iată câteva, precarități care trebuie să ne asumăm atunci când discutăm și despre online și atunci când facem educație online. Și acum să trecem un pic la miezul temei pe care am anunțat-o. Educația online, virtuți și servituți. Am putea să facem un studiu de caz sau, mă rog, să pornim de la ce se întâmplă acum în raport cu situația pe care noastră ați instituit-o. Da? Avem de-a face cu, hai să zicem așa, un dispozitiv educativ care vizează formarea continuă sau perfecționarea profesorilor, care sigur este altceva decât o situație de predare-învățare la nivelul elevilor. Să vedem care sunt virtuțile. E foarte simplu, o constatăm cu toții. Accesarea unui public foarte mare, cu costuri minimale, sigur, un public extensiv, aproape indeterminat, sigur, se poate determina că dumneavoastră am înțeles că ați făcut niște înscrieri ale acestor colegi. Sigur, fiecare se raportează la substratul unei expuneri, cum este aceasta, în mod sincron sau asincron, funcție de posibilitățile fiecare. Din perspectiva, să spunem, perspectiva conținutului, nu știu dacă eu vin cu mari noutăți în legătură cu tema pe care am anunțat-o, dar încercăm să testăm, să probăm, să aprobăm cumva ideatic, să validăm niște practici, niște viziuni în legătură cu felul cum, în acest caz, se poate dezvolta învățământul online. Și prezentăm formule practice. Iată, colegul de dinainte a venit cu ilustrații foarte concrete legate de suportul acesta, soft, programe și așa mai departe, bagajul acesta tehnic care este de mare importanță pentru a dezvolta un astfel de învățământ. Dar, în același timp, trebuie să fim atenți și la servituți, la lipsuri, la carențe. De pildă, nu putem proba în mod direct, nu putem asuma roluri, da? Nu relaționăm într-un mod natural, nu ne putem oferi într-un mod operativ un feedback. În sfârșit, sigur, feedback-ul se poate realiza acum sau într-un mod amânat. Relațiile de comunicare dintre noi, din păcate, sunt filtrate și nu avem un control de aparatura care ne ajută să comunicăm, dar nu tot ce aș vrea eu să comunic, sau, mă rog, cadrajul acesta informațional presupus de prezența față în față nu mai poate fi, să spunem, nu mai poate deveni un locomotor, să spunem, al transmiterii unor stări, unor substraturi ideatice și așa mai departe.
Sigur că răul nu este atât de mare în cazul nostru. Suntem oameni formați cu competențe în arele acestea despre care vorbim, iar scopul acestei întâlniri virtuale e mai mult de a transmite, de a învăța, de a veni cu anumite reprezentări și, sigur, nu învățăm lucruri noi în sensul propriu al cuvântului, pentru că, sigur, multe bagaje, chiar în raport cu educația online, le cunoaștem, da? Sigur, ne punem de acord, reflectăm asupra acestor chestiuni, explorăm, validăm, transmitem practici bune și așa mai departe. Numai că învățământul online pe care îl vizăm este altceva decât o astfel de conferință binevenită, bineînțeles, pentru că ne perfecționează, să spunem așa, dar nu poate să substituie învățământul propriu-zis, cel care se realizează într-un cadru, să spunem, normal, natural. De aceea, consider că învățământul online este o alternativă pasageră, justificată, a devenit chiar substitut în situațiile acestea, în lunile speciale, când întâlnirile dintre protagoniști erau, mă rog, interzise prin perspectivă strict legislativă și că, indiferent de performanțele cadrului tehnic, care sigur el poate să avanseze, să preia din abilități, din virtuți, ca să zic așa, ale protagoniștilor care se întâlnesc față în față, dar niciodată realitatea dintr-o clasă, dintr-o școală, nu poate fi, să spunem, preluată total de acest cadru de ordin tehnic. Nu mai vorbesc de faptul că nu toate dimensiunile educației, sigur, nu intru acum, cunoaștem cu tot dimensiunea informativă, formativă și mai departe, sigur că informativul este preluat destul de bine de acest cadraj tehnic, dar ce ține de formarea personalității, de chiar dimensiunea cooperativă, de a colabora între, mă rog, colaborarea dintre elevi pe de o parte, între elevi și profesori și așa mai departe, chiar elemente care țin de individualizare și personalizare pot fi periclitate sau, mă rog, diminuate de acest cadru. Asta nu înseamnă că cadrul tehnic, prin perfecționarea aceasta a softurilor, nu ar putea să, știu, să substituie parțial și competențe, prezențe, virtuți pe care le-ar avea actorii atunci când interacționează față către față. Sigur, ne-am dat seama în lunile care au trecut și de un alt aspect, și anume precaritatea curriculumului școlii noastre, care nu întotdeauna permite o translare, o transfigurare, transcodare în conținuturi care să se plieze pe noile tehnologii. De fapt, asistăm în continuare la apropiere cumva, adică și mediul tehnologic să fie proiectat, dimensionat în raport cu cerințele școlii, și sigur, pașii au fost porniți de mult în acest sens, dar iată că în ultimele luni, cred că și colegii noștri informaticieni au pus la punct și vor pune la punct pe mai departe, sigur, în colaborare și cu psihologi, cu pedagogi, astfel de programe care să comporte cât mai multe calități pe care le-ar avea interacțiunea față în față. De asemenea, aș mai veni cu, când e vorba de a proiecta aceste noi conținute în perspectiva cadrajului tehnic actual, aici trebuie să vizăm niște strategii, eu le-aș numi, mă rog, având o dimensiune psihopedagogică, sigur, ele cumva trebuie preluate și structurate de către specialiștii informaticieni, așa fel încât să se realizeze aceste
să spunem, opțiuni. De pildă, strategii care vizează transmiterea de cunoștințe în mod particularizat și simultan la mai multe categorii de elevi. Simultaneitatea aceasta o vizez în cel puțin două sensuri. Deci să mă adresez și copiilor cei 15 sau 10 din clasă, da, care se presupune că din toamnă se va trece la o astfel de formulă mixtă, hibridă, da, prin rotația ca să numim elevi dintr-o anumită clasă, prima săptămână vine jumate clasă și așa mai departe, da, dar profesorul va trebui să lucreze simultan atât cu elevii din clasă, cât și cu elevii care se află la distanță. Și aici trebuie cadrul tehnic dimensionat, trebuie dimensionat în așa fel încât să asigure o uzanță și, mă rog, uzanță și să maximizeze acest potențial pe care îl are platforma, da, sigur, și în raport cu elevii din clasă, că e foarte solicitant pentru profesor, da, să gestioneze și activitatea din clasă, chiar dacă sunt puțini elevi, dar și activitatea celorlalți elevi care se află conectați, sigur, la clasa respectivă. Sau strategii de rezolvare, abordări creative a problemelor, strategii de maximizare a interesului, a dorinței de a afla. Deci bagajul acesta de conținut trebuie el prefigurat în așa fel cât să fie atrăgător, mult mai atrăgător decât a fost până în prezent. Sigur că acesta e un principiu care a funcționat și până acum, dar devine din ce în ce mai relevant ca importanță, mai ales în condițiile prezente. Sau strategii de punere în situații, de simulare, de implicare în activități ulterioare, pentru că, sigur, elevul învață nu numai atât cât este conectat la clasa virtuală, dar el trebuie să-și continue învățarea și trebuie găsite pârghii de stimulare a acestei implicări pe mai departe. Strategii de colaborare virtuală între elevi sau strategii de concentrare și întărire a atenției, de pildă la clasele mici, la grădiniță, la primar, aici trebuie găsite formule, sigur, și prin anumită temporalizare sau punere în pași temporali a sarcinilor și așa mai departe, și altfel că să nu se depășească niște praguri pe care psihologii, colegii psihologii le preconizează atunci când se raportează la procesul de învățare sau strategii de motivare, de a învăța de unul singur, în mod autonom, strategii de autoevaluare, care sunt mari importanți, pentru că, sigur, eu evaluez ca profesor, dar trebuie până atunci sau după aceea elevul să fie capabil să-și acorde singuri, să spunem așa, evaluări de acest tip. Și aș mai încheia, pentru că sunt în fața colegilor profesori, e nevoie de o nouă pedagogie, unii spun chiar de o nouă, de o nouă didactică. Unii colegi spun că e nevoie chiar de o nouă pedagogie. N-aș spune că lucrurile stau chiar așa, dar de o nouă didactică cred că trebuie să discutăm la modul foarte serios, pentru că didactica care a fost gândită până acum, a fost construită în raport cu elemente de conținut care au fost livrate în sfârșit în modalitățile cunoscute. Ori, chiar din timpul pregătirii inițiale a viitorilor profesori, trebuie să treacă prin acest exercițiu al unei predări, ca să zic așa, sigur, didate de o didactică care să fie prefigurată în raport cu aceste noi realități, cu învățământul online. Până acum, o astfel de preocupare a fost oarecum marginală la nivelul didacticii. Vreau să spun, chiar dacă în curiculum de formare a viitorului profesor există o disciplină inspirare asistată de ordinator, dar care, sigur, și ea trebuie regândită în noile condiții. Cam atâta deocamdată în raport cu ceea ce am vrut eu să transmit. Aștept, întrebări, replici. Noi, domnul profesor, v-am ascultat cu mare atenție și vă mulțumim pentru tot cine ați spus. Întrebarea din rândul colegilor noștri vine exact în completarea celor spuse de dumneavoastră și sună în felul următor. În ceea ce privește proiectarea didactică în condițiile învățământului online,
care etape ale proiectării ar trebui eliminate sau modificate? Cred că, sigur, și palierul, să spunem, de început, cel care este orientat către, știu, obiective, finalități, competențe în cazul nostru, și aici trebuie umblat cu, și competențele se pot regândi în raport cu noile, mă rog, tipuri de incitări pe care le aduce mai ales cadrajul acesta de ordin tehnic. Până acum, tehnicul era, știu, un element mai mult de ornament, ca să zic așa, material didactic, suportul în aceste materiale concrete utilizate în clasă ca un facilitator. Dar acum, cadrajul tehnic, el însuși poate să genereze conținuturi explicite sau, dacă vreți, adiacente, subliminale, și din acest punct de vedere, cred că trebuie regândit, de fapt, trebuie regândit tot filmul, ca să zic așa, mai ales nucleul cel mai important care vizează conținutul. Sigur, conținutul poate fi el însuși prefigurat dinainte, să spunem, dacă ne raportăm la o platformă care livrează lecții gata făcute, da? Conținuturile sunt deja construite, dar atenție, și aceste conținuturi sunt generici cumva, pentru că sunt gândite pentru elevul mediu. Ori noi, în practica de zi cu zi, interacționăm cu elevii particulari, cu Gigel, cu Ionel, cu Lenuț, așa mai departe, și atunci trebuie să venim și cu astfel de particularizări ce privește încărcarea, explicitarea cunoștințelor și așa mai departe. Deci trebuie, e mult de lucru, e multă treabă de făcut și în raport cu proiectarea. Perfect de acord. De asemenea, vorbind despre o nouă didactică, o întrebare firească este următoarea. Nu considerați că în acest moment este nevoie și de un nou curriculum adecvat secolului 21? Vă referiți la curriculum școlii? La curriculum, da. La curriculum. Cel de formare a viitorilor profesori. Și la curriculum, și la una și la alta, da. Da, da, ambele trebuie. Eu văd și salut pe colegul meu, Marian Stasa. E mult de lucru, mai ales în zona curriculară. Curriculul școlii române este regândit. Arhitectura întreagă trebuie cuplată la o altă logică și la alt cadraj valoric. Da, e de lucru și în raport cu curriculum de formare al profesor, aici sunt la mine acasă, ca să zic așa, în sensul că, știți prea bine, acum se prefigurează o nouă formulă de pregătirea viitorului profesor prin masteratul didactic, începem printr-o pilotare, timp de 2 ani, vom vedea ce se întâmplă după, în sfârșit totul ține până la unul de factorul decizii politic, dar sigur noi ne facem treaba ca profesor, ca persoane implicate în... Da, trebuie regândit curriculumul școlii românești, cum am spus, și trebuie multă cum să zic, ține foarte mult de decizia de ordin politic, ca să zic așa, de nevoie de continuitate, da, de determinare, da, soluțiile nu vin peste noapte, nu în jumătate de an putem schimba, dar câțiva ani, dacă există dorință politică, da, la nivelul factorului decizie și dacă antrenăm cei mai buni specialiști, pentru că totuși, până la urmă, trebuie să ne raportăm la cei care cunosc și stăpânesc cumva bucătăria aceasta internă, în așa fel, sigur, prin colaborare și discuții și cu reprezentanții părinților, elevilor, așa mai cunoaște toată filozofia. Da, sigur, sigur. Dar e mult de lucru și trebuie, încă o dată, accentuez faptul că e nevoie de schimbare. Nu știu. Da. Păcat că s-a întârziat atât de mult.
Exact. În acest sens, dacă noi la Casa Corpului Didactic ne apucăm ceea ce noi ne dorim să facem, ne pregătim să dezvoltăm un curs de didactică în această viziune, de didactică pentru învățarea digitală și pentru formarea profesorilor, formarea continuă a profesorilor, putem obține de la dumneavoastră o promisiune sau măcar un accept, așa că o să avem ajutorul dumneavoastră? Da, cu mare drag, mai ales că îl văd și pe colegul nostru, Doru Castaian, pe care îl salut cu mult respect. Cu siguranță că ne va ajuta, mai ales că este de-al locului, ca să spunem așa, împreună cu colegii psihologi, Dragoș Ilescu, iarăși îl văd și îl salut, colegul Marian Stas, pe care l-am pomenit mai înainte. Cu mare drag, sigur, ne antrenăm într-un astfel de ce exercițiu. E nevoie de un proiect care să devină realitate cât mai rapid. Mulțumim frumos. Și încă o întrebare, ultima întrebare. Cineva întreabă, mai multe lume întreabă, dacă volumul dumneavoastră învățarea digitală se găsește pe piață sau în bibliotecile universităților? Tocmai s-a semnat, s-a convenit asupra formulei print, care va apărea într-o lună de zile. Deci va fi disponibilizat volumul și în format fizic, încât se va putea achiziționa. Poate direct la editură, că e mai ieftin, dacă da. Nu, atât, dar va fi cu siguranță în numele Mulțumim frumos, domnul profesor. Eu vă mulțumesc și vă doresc mult succes, multă sănătate tuturor. Mulțumim frumos, la fel și dumneavoastră. Mulțumim pentru tot ce ne-ați spus. Următorul invitat al nostru, domnul profesor universitar Dragoș Iliescu, doctor Dragoș Iliescu, este profesor în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației la Universitatea din București. Este specialist în psihologie organizațională și în măsurare psihologică. Este fondatorul platformei Brio. Domnul profesor Dragoș Iliescu, în urmă cu 20 de ani, a coordonat proiecte foarte importante legate de evaluare, testare, în principal în Europa de Sud-Est, dar și în Asia de Sud-Est, în Africa, în Orientul Mijlociu și în America de Sud. Domnul profesor este membru al echipei editoriale a revistei Psihologia Resurselor Umane, publicația oficială a Asociației Române de Psihologie Industrială și Organizațională și este autor sau coautor a peste 100 de lucrări publicate la nivel internațional de cele mai prestigioase edituri, cum ar fi Cambridge University Press sau Springer sau o grămadă de alte edituri. Domnul profesor Dragoș Iliescu este astăzi alături de noi să ne vorbească despre evaluarea digitală standardizată a competențelor elevilor în educația online. Bine ați venit, domnul profesor! Mulțumesc, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. O să încerc să share. Ok, probabil că mă vedeți acum, da? Hai că îmi vedeți prezentarea. Bun, excelent. Mulțumesc din nou pentru invitație. Îmi pare să revăd o parte din colegii mei și prieteni dragi cu care ne vedem prea rar și mai nou doar prin ecran. Zic și eu, bietul om e sub vremuri, nu? Și astea-s vremurile. Mi-am propus să discut în prezentarea mea un pic de istorie. Nu sunt neapărat un mare fan al expozițiilor de genul ăsta foarte, foarte largi, dar problema cu care ne confruntăm acum nu e o problemă nouă. A fost rezolvată acum 100 de ani într-un mod inovativ și dacă nu cunoaștem istoria, modalitatea prin care a apărut ceea ce noi numim astăzi testare standardizată, nu ne dăm seama cât de util ar putea ea să fie în problema cu care ne confruntăm astăzi. Deci un foarte pic de istorie, 5-7 minute de istorie și apoi o să discutăm despre importanța evaluărilor standardizate pentru indivizi, pentru grupuri, pentru societate, pentru comunități, de tipuri de evaluări standardizate și de felul în care tehnologia
generează un melanj cu testarea standardizată sau prin alte, cu alte, de cum poți să livrezi testarea standardizată utilizând sisteme digitale, dar dincolo de livrare, dincolo de, de faptul că mediul digital poate fi un page turner pentru testare, cum poți să combini avantajele ambelor acestor constructe, concepte. Bun, deci un pic, un foarte pic, după cum ziceam, de istorie. În ziua de astăzi, evident, în orice tip de testare, standardul absolut masiv, da, internațional, este multiple, cel ce numim multiple choice, item cu alegeri multiple, multiple choice. Și ce știm din diverse raportări, studii, statistici, este că multiple choice e folosit cam de 93% din toți itemii utilizați în testările internaționale comparative. În PISA, în TMSS, în PIRLS, în alte testări de genul ăsta, covârșitor avem multiple choice. În 91%, deci din nou covârșitoarea majoritate a tuturor itemelor din examenele de certificare la final de ciclu de studii în statele OECD sunt bazate pe multiple choice. Și sigur, întrebarea foarte justificată este: bine, bine, acum avem multiple choice, dar exista ceva înainte? Ce exista înainte? Cum a apărut și de ce a apărut multiple choice? Și ce problemă rezolvă? Și de ce e atât de mult utilizat în detrimentul altor tipuri de evaluare care poate ne sunt mai dragi sau mai naturale măcar? Și sigur, înainte de multiple choice a existat ceea ce se numește constructed response, răspunsul construit. Adică persoanele examinate primeau întrebări, de obicei în mod oral, dar te scot la tablă și îți pun o întrebare și persoanele evaluate răspund evident la acele întrebări tot în mod oral. Sau eventual primeau întrebări în format scris și răspundeau evident tot în format scris și ai nebunit de cel de genul da, memei, glumiței pe care am surprins-o aici, da? Spunem 6 animale care trăiesc în Arctica și ai 2 urși polari și 4 foci. Astea sunt cele 6 animale. Da, okay. Dar cu asta te confrunți în momentul în care copilul e lăsat să construiască liber răspunsul și nu știe exact să-i dau puncte aici sau să nu dau, să dau 2 din 6 puncte, că a zis totuși urs și foc. Da, adică ai astfel de probleme în evaluarea itemului respectiv. Deci evaluarea vine evident la pachet cu o grilă de evaluare pe baza căreia vei da sau nu vei da puncte și știm cu toții, dacă ne-am luptat cu astfel de grile sau cu utilizarea unor astfel de grile, nu neapărat cu crearea unor astfel de grile, cât de mult trebuie să lucrezi ca să surprinzi acolo în grila respectivă toate posibilele cazuri cu care te poți confrunta și oricât de mult ai lucrat la grila aia, tot te confrunți cu cazuri la care nu te-ai gândit. Uite, la asta nu m-am gândit, asta nu-i consemnat în grilă, îi dau sau nu-i dau punctele și intervine evident subiectivitatea acolo. Și asta e o problemă fundamentală cu constructed response, deci cu testele care permit răspunsul construit, nu funcționează cum trebuie, căci generează prea multe erori, scorarea e prea încetă și deseori ineficientă, durează timp, trebuie să treci prin propria evaluare ca evaluator, răspunsul respectiv, pentru fiecare răspuns, pentru fiecare ele. Aici ceea ce se numește scoring bias, da? Deci o distorsiune în scorare și e imposibil de scalat. E imposibil să, da, pentru a scora 10 teste, ai nevoie de 10 ori mai mult timp decât pentru a scora un test. Deci faptul că lucrezi cu numere mari nu te ajută în vreun fel, dimpotrivă, este marea problemă a constructed response. Soluția a venit de la un psiholog pe care îl cheamă Frederick James Kelly. Vedem că e mai mult de 100 de ani, deci au trecut mai mult de 100 de ani de atunci. În dizertația lui doctorală s-a centrat chiar pe erorile de scorare ale profesorilor și a generat ca efect al acelor studii primul test din lume care a utilizat multiple choice. Primul test din lume, 1915, Kansas Silent Reading Test, și aveți aici primii 3 item din Kansas Silent Reading Test și vedeți că itemul 3 este itemul 2 și 3 sunt item de multiple choice. Deci primul item e tot de constructed response. Deci ăsta a fost începutul. Putem spune așadar că Frederick James Kelly a inventat multiple choice și de acolo au început să se standardizeze testele. L-a inventat cu intenția clar de a standardiza răspunsurile și scorarea pentru a reduce erori de scorare, pentru a reduce distorsiunile legate de subiectivism și pentru a reduce timpul și efortul investit în administrarea și scorarea testului. Și asta e o problemă sistemică mai degrabă, dacă ne gândim la sutele de mii de ore pe care profesorii din sistem le investesc în această activitate.
Cot la cot cu Frederick James Kelly, el fiind specialist în educație mai degrabă, ai și un număr de psihologi specializați în zona de testare organizațională, selecție de personal, cunoscuți cumva global sub numele de Vineland Group. Vineland Group a fost înființat de armata americană pentru crearea unui test de evaluare a recruților în armata americană în primul război mondial. Și ai nume grele din acest domeniu, sigur, din istoria psihologiei: Robert Yerkes, Louis Terman, Arthur Otis și alții. Și am aici o poză cu ei. Ăsta e Vineland Group. Și ce a generat Vineland Group a fost, după 2 ani de muncă, în 1917, celebrul Army Alpha. Și aveți aici una din formele Army Alpha, fiindcă are multe forme paralele, are 24 de forme paralele. Asta e forma 8 a testului și vedeți că totul aici este multiple choice. Deci, cumva, aceste două eforturi ale Vineland Group-ului și ale lui Kelly au dus la crearea, la consacrarea itemelor de tip multiple choice ca forme adecvate de testare atunci când vrei să lucrezi cu numere mari. Bun, acum, sigur, de ce a fost important să se întâmple acest lucru? Pentru că armata avea nevoie să administreze și să scoreze milioane de teste în mod corect. Era război, evident. Aveau milioane de recruși și pe toți vreau să evalueze. Și avea totuși nevoie să păstreze securitatea testelor, ceea ce numim test security astăzi. Ăsta e motivul pentru care a generat forme paralele. Da? Evident, dacă ai o singură formă a testului, forma respectivă poate fi copiată, nu mai poți apoi să testezi cu confidență, dar cu încredere o persoană, fără să o bănuiești că a avut contact anterior cu testul respectiv. Da? Deci au generat forme paralele, au înțeles problema echivalenței, faptul că trebuie să măsoare același construct cu fiecare formă, faptul că trebuie să măsoare la același nivel de dificultate, deci cu aceeași metrică în fiecare formă și așa mai departe. Și astea sunt toate probleme fundamentale pe care le avem în testarea standardizată și care au fost recunoscute acum mai mult de 100 de ani în acele eforturi. Bun, deci de acolo ne vine. Problema cu care ne confruntăm astăzi nu este fundamental diferită. În continuare suntem în acel loc. Avem nevoie de sisteme de testare care să ne ajute să testăm numere mari de copii pe metrici similare, păstrând securitatea testelor, testând cu confidență, da, cu încredere persoanele pe care le evaluăm. De ce cred că ar trebui să ne... nu știu, să ne uităm, dacă vreți, să ne aplecăm cu ceva mai multă, cu ceva mai multă seriozitate asupra problemei testării în România, pentru că, din nou, fac o paranteză acum și sigur că, cum se zice, fiecare cioară își cântă puii, fiecare specialist va spune întotdeauna că ceea ce el face e cel mai important și n-am aroganța să spun că e cel mai important, dar văd atât de mult spațiu în comunicarea dintre noi și comunicarea publică pe temele legate de educație, dedicată, de exemplu, curriculumului, și văd teribil de puțin timp dedicat problemei evaluării. Și ce spun eu este că marea dezbatere publică referitoare la cât de performant e sistemul educațional din România e în primul rând o problemă de evaluare. Eu așa o văd, eu o văd ca problemă de evaluare și cred că ar trebui adresată prin evaluare, pentru că performanța națională pornește evident de la cea individuală. Rezultatele sistemului sunt date de rezultatele fiecărui elev în parte. Faptul că avem rezultatele astea norocite pe care le avem la PISA și pe care le vedeți puse aici, și sigur, în funcție de varianta de PISA la care te uiți și tipul de raportare și scala la care te uiți, și poate stăm puțin altfel, dar cam în acea zonă stăm peste tot. Unul din ultimile 2, 3 sau 4 locuri din Uniunea Europeană. Acest loc pe care îl avem nu este dat de... Adică e foarte abstract să zici, e o problemă a sistemului. Nu e o problemă a sistemului. Evident, e o problemă a fiecărui copil în parte, pentru că datele care sunt agregate apoi la nivel de grup, de clasă, de școală, de inspectorat județean, de sistem educațional în general sau la nivel de comunități, sunt datele care provin de la fiecare copil în parte până la urmă. Da? Deci e o problemă semnificativă de evaluare. Noi nu știm la momentul ăsta cum suntem, da? Nu știm cât de performant e sistemul educațional, nu știm unde e performant, unde nu e performant, și a ști acest lucru, evident, ține de evaluare. Deci e o problemă fundamentală de evaluare, ar trebui adresată prin evaluare. Fără evaluare educațională nu știm de fapt unde suntem, după cum spuneam, nu putem planifica eficient unde vrem să ajungem. Și nu putem face astfel de planificări nici la nivel macro, adică la nivel de sistem educațional sau din partea mea la nivel de inspectorat sau de școală, și nu putem nici la nivel micro, la nivel individual.
ca să fiu mai concret, nu putem fundamenta cu adevărat politici publice care să fie evidence-based. Educația, în educație se discută la nivel internațional, evident, a început probabil acest trend odată cu studiile acum 25 de ani, când John Hattie începea studiile, el a început să consacre în educație mesajul ăsta de evidence-based, da? Bazat, în psihologie e mult mai mult vehiculat, da? Evidence-based, bazat pe dovezi empirice, pe dovezi științifice, da? Evidence, bazat pe evidențe științifice. Și educația, evident că e și ea, sau ar trebui să fie evidence-based, dar nu putem fundamenta cu adevărat politici publice care să fie evidence-based, sau dacă generăm politici publice când nu sunt evidence-based, că nu avem date, da? Nu sunt data-driven, nu sunt evidence-based, ele vor fi probabil rupte de realitate. Și aș putea să dau câteva exemple acum, dacă am avea ceva mai mult timp, în care să arăt câte din politicile publice legate de educație n-aveau vreo șansă să reușească, fiindcă erau împotriva datelor științei. Dar neavând acele date la momentul ăla, evident că face astfel de erori. Și evident că nu putem fundamenta nici la nivel micro intervenții personalizate pentru fiecare copil, deși ne dorim asta, deși vorbim de nevoia de a face așa ceva, pentru că nu avem date robuste despre fiecare copil. Sau dacă gândim astfel de intervenții personalizate, ele au o șansă mare să nu fie adecvate, să fie din nou rupte de realitate. Deci asta e situația cu care ne confruntăm acum. Poate e cazul, dincolo de nevoia sistemului de a avea evaluări robuste pentru a fundamenta politici și alte lucruri de care am vorbit anterior, poate că e important la momentul ăsta să menționez doar câteva motive pentru care evaluarea individuală, da, evaluarea unei persoane este importantă pentru acea persoană, are efecte pentru indivizi. Și numesc asta the testing effect, cumva efectul testării în general. Testul în sine e o modalitate de învățare. De cele mai multe ori ignorată, din păcate. Dar știm că testarea, evaluarea are impact major asupra memoriei de lungă durată, în mod special la componente de retrieval. Nimic nu are, repetarea textului cu obstinație nu are mai mult efect dincolo de un anumit nivel și nu are nici pe departe efectul pe care l-ar avea testarea pe materia respectivă, pe acea cantitate de informație, pe acea entitate. Da? Testarea poate identifica zone de dezvoltare, deci gaps, le-am zice, acelor lucruri, da? Limite, dacă vreți, ale cunoașterii. Evident, atunci când ești testat și ești testat bine, dimensional, vei ști nu doar, vei afla nu doar ce știi, ci și ce nu știi. Identificarea zonei de dezvoltare te ajută să o dezvolți, evident. Testarea generează din punct de vedere cognitiv o organizare superioară a cunoștințelor, îmbunătățește transferul cunoștințelor către noi contexte, îmbunătățește monitorizarea metacognitivă, oferă feedback către alți stakeholders și aș putea să continui în felul ăsta. Și sigur, preaching to the converted e ce fac eu aici, pentru că cea mai mare parte dintre cei care ne ascultă știu aceste lucruri. Dar cumva am simțit nevoia să am acest slide și să spun, hei, testarea nu e de fapt doar despre evaluare. Mesajul pe care vreau să-l transmit aici e unul care spune, hei, testarea e de fapt și despre învățare, o componentă importantă a învățării, care rezolvă lucruri care uneori nu pot fi rezolvate prin simpla repetare, prin acele lucruri pe care în mod tradițional le numim învățare, adică elevul stând în față cu componentele care i s-au predat, da? Cartea, caietul, documentarul la care se uită etc. Da? Există o limită dincolo de care nu poți trece dacă tu nu îți forțezi creierul, nu te forțezi ca din punct de vedere cognitiv să ai retrieval al acelei informații, transfer al acelei informații și legătură cu alte contexte etc. Bun. Și nu o să mai bat apa în piuă privind motivul pentru care nu putem vorbi la momentul ăsta despre evaluare serioasă în România. Cred că evaluările se fac în România prea rar. Sunt precum niște controle formale realizate o dată pe an sau o dată pe semestru. Nu se fac suficient de des, se fac prea puțin. Atunci când ele se fac, totuși nu măsoară toți parametrii, ci măsoară doar anumite competențe sau doar anumiți parametri, doar pentru anumite categorii de elevi. Nu pot realiza așadar o diagnoză completă. Și în general sunt prea generale și prea subiective. Cred că de multe ori evaluările mari de sistem, așa cum sunt evaluările naționale, de exemplu,
au devenit practic simple semnale de alarmă fără efecte practice. Și la fel sunt și marile testări internaționale comparative la care participăm. Menționez PISA, fiindcă e mai cunoscut publicului, Program for International Student Assessment al OECD, dar sunt alte programe poate mai bune sau la fel de bune cum e TMSS sau PIRLS, la care participăm și la fel, ori nu se aude de ele, ori sigur că există o efervescență așa 2-3 zile după ce e publicat raportul de țară, ne văicărim, ne lamentăm și ai zero efecte apoi. Da, pe 3 decembrie a ieșit ultimul raport OECD privind PISA și ai avut până pe 11 decembrie, nici măcar o săptămână n-a ținut, până pe 11 decembrie ai avut presa vuind și după aia parcă cineva ar fi oprit butonul. De pe 12 decembrie nu ai mai avut nicio discuție referitoare la asta. Zero efect în sistem. Da? Deci cumva prea general, prea subiectiv, prea puțin, prea rar, nu avem până la urmă evaluare serioasă și ce reușesc să fac aceste tipuri de evaluări și o să merg puțin mai jos, nu o să vorbesc doar de PISA care se face o dată la 3 ani sau doar de evaluările naționale care se fac o dată pe an, ci și de evaluări de genul tezelor, da, lucruri pe care le facem ca profesor cu elevii la clasă, ne informează din când în când că ceva nu e în ordine. Da? Ne amorsează și încercăm să stingem focurile, dar practic ne promptează să nu facem managementul performanței, ci încercăm să facem managementul neperformanței. Da? Deci din când în când, ca părinte, constat o dată pe semestru, copilul meu pe care eu speram să-l am la 9 sau la 10 la teză, e, hai să nu zic la 3, dar e la 6 sau la 7 la teză. Și cum s-a putut ajunge aici? De ce n-am aflat mai repede? Fiindcă eu nu vreau să îi gestionez neperformanța. Eu vreau să îi gestionez performanța. Dar pentru asta trebuie să știu din timp dacă e sau nu e performant, ca să pot rezolva problema. Da? Deci e o problemă fundamentală. Noi facem managementul neperformanței. Bun. Acum, dincolo de diatriba mea și de lamentarea mea referitoare la sistem, câteva cuvinte despre ce înseamnă standardizat și o să trec apoi cât de repede la tehnologie. Există o fugă de standardizat, de cuvântul standardizat, de conceptul standardizat. E perceput de audiență de multe ori ca fiind cumva procustian, adică e standardizat, one size fits all, toată lumea pe același calapod. Ce înseamnă standardizat este că stimulii sunt constanți sau cuvântul pe care îl folosim de obicei echivalent. Da? Stimulul nu e neapărat același, nu e identic. În forme diferite ale testului, stimulul nu trebuie să fie identic, dar trebuie să fie echivalent. Din punct de vedere al acoperirii constructului pe care îl vizez, din punct de vedere al dificultății, etc. Dar nu doar stimulii sunt constanți, administrarea e constantă, da? Sau echivalentă. Da? Deci e standardizat nu doar testul în sine, ci felul în care administrezi testul, felul în care scorezi testul, felul în care interpretezi testul respectiv. Calitățile de măsurare ale testului sunt cunoscute, e tot parte din standardizare, adică vorbim de fidelitatea și validitatea, care sunt caracteristici ale calității măsurării pe care noi o facem și sunt cunoscute și de obicei se raportează la un se raportează scorul obținut de o persoană la un, da, relativ la un standard. Asta se numește normare sau standardizare de obicei. Și astea sunt componente pe care le are un test bun, pe care îl numim apoi test standardizat. Da? Da? Dar avantajul pe care îl aduce ceva de genul ăsta este multiplul. E multiplul în sensul că rezolvă o groază de probleme pentru beneficiarii evaluării. Vorbesc aici de elevii, în mod special, și de părinților, și arguably de multe ori părinții sunt beneficiarii evaluării. E o problemă fundamentală de fairness, deci de corectitudine cumva. Când eu măsor cu un test care nu este bun, care are fidelitate scăzută sau care variază itemii de la un copil la altul sau dificultatea de la un copil la altul sau forma de administrare de la un copil la altul, evident că nu este corectă evaluarea. Copiii respectivi vor fi comparați. Da? Ca să dau un exemplu foarte clar, dacă noi avem evaluări naționale de clasa 8-a cu două forme și formele respective nu sunt echivalente din punctul de vedere al dificultății, unii copii vor fi avantajați sau, hai să zic, unii copii vor fi dezavantajați prin simplu fapt că au tras forma B. Dacă forma B este semnificativ mai simplă, acei copii vor fi avantajați. Da? Și cine a tras forma A o să fie dezavantajat. Da? Deci e o chestiune fundamentală de fairness, de corectitudine. Eu vreau să fiu tratat fair, vreau să fiu evaluat cât mai bine posibil, vreau să se reflecte în nota mea ceea ce cu adevărat știu și cu adevărat pot. Deci e o problemă de precizie a măsurii, de corectitudine, fairness până la urmă. Ai apoi o problemă fundamentală pe care o rezolvă testele standardizate de acționabilitate, testele la clasă, de exemplu, făcute de profesori, de regulă îți dau o singură notă. Cât are? 8. 8.30. Ok. Și ce înseamnă asta?
mai mult de atâta rare ori, zice profesorul. Un test standardizat îți va da de cele mai multe un raport. Raportul e un instrument psihoeducațional. Îți spune la ce ai făcut bine, la ce ai făcut mai puțin bine, la ce poți să îmbunătățești. Da? Deci e o formă prin care interacționezi cu stakeholderii, cu beneficiarii evaluării. Pentru profesor îți dă scalabilitate, îți dă foarte mult timp. Un test standardizat te ajută să economisești timp. Adică ce ne spun statisticile este că 12 ore pe săptămână dedică un profesor normal de la gimnaziu creierii de teste, administrării, scorării de teste. Da? 12 ore pe săptămână e mult. Poți să economisești acest timp. Și apoi, evident, nu ar trebui deloc neglijant pentru managementul școlar câte costuri economisești și cât de mult poți să construiești pe accountability până la urmă, da? Arăți că ai increment, arăți că ai progres și poți să arăți asta. Nu prea poți să arăți cu teste pe care le creezi tu în clasă, dar poți să arăți cu teste standardizate, fiindcă ele sunt constante de la un moment la altul, de la un an la altul, de la o școală la altul, de la un copil la altul și așa mai departe. Și există, sigur, foarte multe forme de teste standardizate. Multe din ele sunt create pe ceea ce numim teoria clasică a testării. Testul clasic pe care noi l-am putea utiliza și care ar putea fi identificat ca fiind standardizat. Și, sigur, e o formă nu teribil de bună, dar există și această formă. E un test static, cu alte cuvinte, itemii sunt aceiași. Am scris o teză cu 10 probleme. Avem exact aceste 10 probleme. Testul e static, toți primesc aceste 10 probleme în această ordine. Problemele au pondere egale, sunt 10 întrebări. Fiecare dă un punct și scorez până la urmă ca proporție din scorul total, teoretic. Adică, nu știu, poți să iei 10 puncte în total. Ai făcut 7 din 10, ai nota 7. Sau 7 din 9, să zic, ai și un punct din 9. Da. 7 din 9 însemnând nota 8 cu punctul din oficiu, da? Și apoi tu poți să ai ceva mai multă sofisticare, spunând am teste paralele și în rest totul e la fel, au pondere egale itemii, sunt scorați ca proporție, sunt scorate testele ca proporție din scorul total teoretic, dar am forme, da, rândul A și rândul B. Da? Și e ceva mai sofisticat și poți să fii puțin mai sofisticat, să zici am teste paralele cu întrebări care au pondere egale, dar sunt scorate pe baza unei norme, a unui standard. Da? Nu mai contează cât ai făcut din 10, ci contează dacă ai făcut lucrurile pe care trebuia să le știi. Și poate nu trebuia să știi toate lucrurile respective. Da? Sau poți să ai teste paralele cu întrebări care au ponderi diferite, sau poți să ai fel de fel de alte sofisticări, dar cu siguranță că absolutul din punctul ăsta de vedere e un model de măsurare, îi zice Item Response Theory, IRT, e un model de măsurare care e utilizat la momentul ăsta de testele standardizate internaționale, care te ajută să utilizezi bănci de item. Cu alte cuvinte, tu nu mai ai un test de 10 item, ai o bancă de 20.000 de item a căror caracteristici itemetrice sunt cunoscute, pe care le poți eșantiona în teste diferite, asigurând să ai echivalență de la un test la altul. Poți utiliza generare automată de item, poți echivala teste realizate în metrici diferite, poți utiliza testarea adaptativă, poți lega precizia măsurării de nivelul de abilitate, poți rezolva probleme de securitate testului și alte lucruri de genul ăsta care sunt absolut critice pentru sistemele mai sofisticate și moderne de evaluare. Deci cumva aș zice, testarea standardizată bazată pe item response theory rezolvă problemele astea. Problema cea mai mare pe care o are este că nu este la îndemâna profesorului. Deci crearea unui sistem de evaluare bazat pe această pe preceptele acestei științe, fiindcă practic e o știință de sine stătătoare astăzi, psihometria, nu e la îndemâna profesorului. Nivelul de investiție de timp și competență și bani pe care trebuie să îl atingi pentru a genera un sistem de testare la acest nivel de sofisticare, care evident că oferă măsurare mult mai bună și toate celelalte lucruri grozave de care am vorbit, așadar nivelul acela este prohibitiv pentru un profesor sau pentru o școală și nu poate fi rezolvat decât de sistem. Da? Okay. O să sar peste acest slide, dar ce aș vrea să mai punctez aici e că sistemele integrate de testare educațională standardizare aduc cu sine ușurință în evaluare, adică ore economisite, calitate și fidelitate mai bună, deci măsurare mai bună, acționabilitate pentru toți stakeholderii, deci raportare mai bună și efecte pozitive în învățare, atât directă prin testing, cât și indirectă, da, prin feedback-ul pe care îl dau elevilor și părinților și profesorilor. Aș face doar o singură remarcă, azi fiindcă nu aș fi introdus acest slide, dar m-ați menționat ca fiind fondatorul Brio. Există azi în România un sistem de testare, adică un singur sistem de testare gândit și dezvoltat la acest nivel superlativ. E un sistem 100% românesc,
adică făcut pe programa noastră, dar la standard internațional, e 100% digital, pentru testarea standardizată a matematicii și limbii române, pentru clasele 1-12. Deci avem deja, ce încerc să spun e că avem astfel de sisteme, sau avem un astfel de sistem și sigur e posibil să apară și altele și îmi doresc din suflet ca Ministerul să pună pe masă cât mai repede un astfel de sistem pentru utilizarea lui în școală. Aș mai, mai am probabil încă 3 minute dacă mă uit eu bine la, la cronometru. Aș mai face o remarcă pentru că ce este tipic pentru problema în care ne aflăm astăzi e una nu neapărat de standardizare, ci e una de digitalizare. În mod ciudat ele se îmbină. De ce? Pentru că item response theory nu e invenție nouă. Primele articole care au început să avanseze modelele matematice din spatele teoriei răspunsului la item vin din anii 1968-1971, aia e perioada în care a fost gândit sistemul matematic din spate. Da? Deci nu, e old news, nu e new news, așa. Dar nu au pătruns aceste modele matematice în evaluare decât în ultimii 10 ani, 12 ani, poate. De ce? Fiindcă ele sunt foarte intensive din punct de vedere computațional. Deci ele nu pot fi făcute creion hârtie. Da? Matematica din spate e atât de complicată încât ai nevoie de un computer. Deci cumva testarea standardizată bazată pe item response theory este prin definiție digitalizată. Și problema pe care o avem astăzi este că sigur că tehnologia ar putea să fie utilizată extensiv în testare și în România, dar din păcate tehnologia e folosită doar ca page turner. Adică în general ce văd în testele digitalizate este că ai exact același test pe care tu l-ai dat creion hârtie și sigur îl pui pe ecran și ecranul e un fel de dat foaia. Doar la asta folosește ecran, da? La colectat iteme și la dat foaia. Deci nu e, tehnologia nu aduce de fapt toate lucrurile cool pe care le-ar putea aduce. Nu aduce avans fenomenal în administrarea testelor sau în construcția și dezvoltarea de teze sau în scorarea testelor, în reproducerea datelor sau memorarea datelor sau raportarea rezultatelor sau nu știu, alte lucruri de genul ăsta la care tehnologia ar putea să contribuie cu siguranță. Și ce vreau să vă arăt aici este cât de în doar două minute, cât de repede evoluează tehnologia și aici vă arăt doar tehnologii mature. Deci există o groază de alte chițibușereli cu care experimentăm la Brio sau alți oameni experimentează cu ele în educație și în testarea standardizată în educație, dar ele sunt exotice, da? Nu sunt încă mature, nu sunt încă demonstrate. Dar ce vă arăt aici sunt tehnologii care deja și-au demonstrat utilitatea și arată că pot fi utilizate, dar sunt tehnologii mature pe care le iei și le introduci în evaluare, dacă e suficient de bun încât să poți face asta. Da? Și unele sunt absolut banale, da? Testarea computerizată. Da, toți am văzut asta, avem asta deja, da, asta nu e o treabă atât de complicată. Testarea prin internet. Din nou, nu e o treabă chiar atât de complicată și de obicei computerizat înseamnă prin internet astăzi. Testarea mobilă. Din nou, nu e o treabă atât de complicată. E totuși complicată astăzi. Fiindcă multe din testele care se dau astăzi în școli se dau exclusiv, nu poți să le dai pe mobil. Și dacă te uiți ce platforme utilizează copiii, observăm frapați că peste 70% din copii folosesc telefoane mobile și tablete și nu laptopuri sau desktopuri. Da? Deci ideea aceasta ca aplicațiile să fie mobile friendly pătrunde se pare greu în educație și în testare în mod special. Online supervision. Pentru testele high stake, testele cu miză mare, trebuie să evaluezi evident persoana respectivă. Cum o să dăm bacul online dacă nu putem să supervizăm online? Și există tehnologii foarte mature care automatizează cel puțin în parte supervizarea unei persoane care dă o evaluare cu miză mare și sigur sunt o groază de astfel de exemple. În continuare, dacă vrei să studiezi în Statele Unite, trebuie să dai SAT-ul sau GRE sau GMAT, depinde de nivelul la care vrei să citi TOEFL-ul, da, pentru literația de limbă engleză și toate alea sunt date online cu supervizare. Deci e o tehnologie matură care poate deja să fie implementată. Automated essay scoring. Dacă dai TOEFL-ul, de exemplu, pe care l-am menționat anterior și ai descris eseuri și paragrafe, nimeni nu se uită un profesor la paragrafele respective. E și imposibil, ai 800.000 de teste pe lună. Câți profesori ți-ar trebui ca să evalueze ce ai scris tu acolo? Evaluarea acelor eseuri se face automat. Deci ai tehnologii la momentul ăsta care intră sub această umbrelă de automated essay scoring, da? Scorare automată a eseurilor. Testare adaptativă, care duce nivelul testului la nivelul copilului, ca să nu mai vadă item prea simpli la care se plictisește sau prea dificil, care nu fac decât să-l frustreze, fiindcă niciodată nu va fi în stare să-i facă. Da?
ai generare automată de item. Adică nici măcar banca de item de 20.000 de item nu mai e suficientă. Poți să ai dezvoltare algoritmică de probleme. Dacă scrii algoritmul, se generează o infinitate de probleme pe baza acelui algoritm. Ai simulări în teste. Ai chatbots, de exemplu, care cumva fac evaluarea foarte naturală. Cumva ai impresia că ești pe un chat unde cineva îți pune întrebări. Da? Și se scurge cumva în funcție de răspunsul pe care îl dai, se scurge apoi acel interviu, dacă vrei, prin chat. Ai data forensics în abordarea psihometrică. Ai eye tracking, de exemplu, pentru a înțelege distorsiunile legate de răspuns sau trișatul, da, la test. Uitați-vă ce problemă imensă de securitate a testelor avem. Drăcia asta costă 2 euro dacă o cumpere en gros din China. Transmite wireless la 30 de pași, durează 40 de minute bateria. Spune cum ai poți să asiguri securitatea unui test când tu nu poți să știi dacă unul din copii sau, mă rog, din cei care iau testul respectiv nu are o astfel de lentilă de contact pusă pe ochi. Și altele, Facebook profiling, care a fost demonstrat a fi extraordinar de bun pentru a profila profiluri de personalitate, deci pentru a estima, de exemplu, profilul Big Five al unei persoane, nevrotismul, extraversia, așa mai departe, e utilizat astăzi și avem și noi niște studii în domeniul ăla pentru a evalua nivelul de proficiency, da? Dacă vreți, de competență lingvistică sau matematică, deci numerația și literația persoanei respective. Deci doar din felul în care te comporți pe Facebook, nici mai trebuie să-ți dau, TOEFL. Eu știu cât de bine vorbești limba engleză. Deci astea sunt tehnologii mature. E cumva, deseori spun asta, să utilizezi tehnologia în educație, în mod special în testare. În testarea standardizată e ca și cum te-ai da într-un mountain rus, da? Mă sperie toată povestea asta, dar nu vreau să mă opresc să o fac. Da? Și cred că nu o să putem evita asta pe viitor. Ne sperie pe toți, dar e în același timp fascinant. Evident că e viitorul, nu vrem să ne oprim, vrem să mergem acolo. Bun, mulțumesc. Sunt deschis pentru întrebări dacă mai avem timp pentru asta. Sigur, mulțumim, domn profesor. Eu vreau să fac un mic câteva comentarii. Este neapărat nevoie, după părerea noastră, echipei de la CCD, de evaluarea standardizată. Deci are atât de multă importanță și are atât de multe consecințe această evaluare, încât este neapărat să existe evaluare standardizată la nivel național. E foarte importantă. Chiar vorbeam cu colegii și plănuiam o altă ediție a conferinței online pe care să o abordăm doar din această perspectivă, pentru a evaluării standardizate și a evaluării în special. Eu știu că la nivel de minister, cel puțin cunosc, știu că profesorul Sorin Giurumescu, inspectorul de limbă germană, are un sistem de evaluare la Olimpiada de limbă germană, Olimpiada națională, județeană și națională de limba germană, un sistem extraordinar. Deci este o evaluare cu totul și cu totul obiectivă, care a dat roade și a trimis elevii români selectați astfel la Olimpiada Internațională de Limba Germană, unde au avut un succes extraordinar. Deci avem exemple de urmat și chiar de mulți ani stau și mă întreb oare de ce celelalte olimpiade nu au urmat exemplul ăsta al limbii germane. De asemenea, vreau să vă mai adresăm invitația ca data viitoare, când organizăm modulul următor de conferință pentru evaluare, să fiți din nou împreună cu noi și să lucrați cu noi, poate pe un curs de evaluare standardizată pe care intenționăm să-l dezvoltăm la CCD. Sigur, cu mare drag, ținem legătura. Mai avem câteva întrebări. Foarte, foarte repede vreau să vă transmit câteva întrebări. O întrebare este așa.
Este o realitate cunoscută că în învățământul românesc suntem aproape sclavi ai testării și ai examenelor. Predarea, învățarea și uneori prin efectul de washback și curriculum sunt centrate pe succesul la teste și la examene. Pe de altă parte, se constată că în statele care sunt în top la testările internaționale, de exemplu la testarea PISA, și Finlanda e doar un exemplu fără să fie, a fi singurul, nu se folosesc în mod curent în evaluarea elevilor testele standardizate. Ce este, după părerea dumneavoastră, mai util pentru a măsura dezvoltarea plenară a elevilor? Testările standardizate sau și examenele sau evaluarea continuă și sumativă a nivelului de dezvoltare a competențelor prevăzute de curriculum? Da, da, e o întrebare foarte bună. Pune într-o antiteză testarea standardizată cu evaluarea plenară și sumativă și nu e nicio antiteză acolo. Sunt foarte multe sisteme foarte, foarte performante care utilizează testarea standardizată ca evaluare de progres, nu doar ca evaluare sumativă. Da, deci tu poți să ai bacalaureatul și evaluarea națională și din partea mea teza ca evaluare standardizată, dar nu te oprește nimeni să ai testarea de progres pe care poți să o faci săptămânal în același fel. Școlile, în România se folosește intensiv acest sistem în școlile Cambridge, școlile private Cambridge, unde Cambridge Psychometric Center, deci testul psihometric care chiar în casă, în campus la Cambridge. Le pune la dispoziție aceste testări. Sunt testări standardizate, bazate pe toate acele tehnologii pe care le-am explicat eu anterior și care sunt utilizate ca evaluări de progres. Adică tu practic ai evaluări făcute, realizate pe baza acelor teste săptămânal și copilul știe unde se află și dacă a făcut bine sau n-a făcut bine și părintele știe și profesorul știe și așa mai departe. Bun. Acum, avem sisteme de educație care au principii diferite. Finlanda, Estonia mai nou, care a urcat foarte mult în ultimul PISA, sunt sisteme aversive față de testare. Și nu-i nimic rău cu asta, compensează din alte părți. N-avem timp acum să vorbim. Aș putea să descriu sistemul finlandez și motivul pentru care compensează și cum anume compensează. Dar ce știm este că overall, deși avem astfel de cazuri pe care putem să le scoatem în evidență și să zicem, ei, vezi, ei nu folosesc testarea și totuși sunt atât de buni, în general, covârșitoarea majoritatea statelor care fac bine la testările internaționale utilizează intensiv testarea. Putem să ne uităm la Finlanda, dar credeți-mă, Finlanda nu e în top 10 PISA, da? E în top 10 în Europa, dar nu e în PISA. Deci în PISA e așa, Hong Kong, China, Shanghai, China, Mainland, China, Singapore, Japonia. Ok, deci astea sunt sisteme în care testarea se utilizează intensiv, da? Singapore, adică nu există zi să nu fii testat la ceva, da? Te testezi, copiii se testează singuri acasă. Da, deci cumva există un cult pentru evaluare, fiindcă evaluarea îți spune ce știi și ce nu știi și cum să îmbunătățești ceea ce nu știi dacă tu nu știi ceea ce nu știi, că e atât de simplu până la urmă, da? Adică mi se pare ridicol de simplu de fapt. Și da, România e, avem prea multă testare făcută prost și devenim aversivi față de ea, da. Avantajul testării făcute bine e absolut incredibil. Și dacă noi luăm top 50 din stat, adică dacă ei, top 50 e poate prea mult, dar zic top 25 din PISA, bag mâna în foc că din top 10, 9 state utilizează testarea standardizată în mod intensiv. Fără discuție. Aș încheia, mai avem întrebări și cu permisiunea dumneavoastră o să le strângem și o să vi le trimitem și după aceea o să dăm feedback participanților. Mai am o întrebare care mi se pare retorică și totuși mi se pare foarte potrivită pentru încheierea acestei alocuțiuni a dumneavoastră. De ce până acum nu există standarde naționale de evaluare pentru toate nivelurele de școlaritate? Cum putem face evaluarea obiectivă, indiferent ce forme capătă această evaluare, în absența acestor standarde? Da, mi-e greu să dau un răspuns. Știu că știu. Da, cunosc oameni foarte competenți și inimoși care lucrează în direcția respectivă. Dintr-un motiv sau altul nu s-a întâmplat încă. Nu, mi-e greu să dau un răspuns. Da, știu. A fost o întrebare așa, o concluzie, nu știu. Da, ar fi trebuit întrebare la care de reflexie. Eu sunt convins că în următorii câțiva ani le vom avea. Și eu sper din tot sufletul, sunt convinsă. Mulțumim frumos, domnul profesor. A fost foarte, foarte interesant. Și facem trecerea la profesorul Doru Căstăian, care urmează să
ne vorbească. Dorucă Stăian este profesor de științe socio-umane la Liceul de Artă Dimitrie Cuclin din Galați, este profesor asociat la Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie a Universității de Dunărea de Jos din Galați, este profesor merito din 2018, publicist, traducător, doctor în filozofie al Universității de Vest din Timișoara, este realizator de scenarii pentru softuri educaționale, este, pe de altă parte, proful care și-a făcut loc în mintea elevilor săi și care analizează obiectiv cum și de ce mai educăm, în carte apărută la editura Humanitas în 2018. Este constant și neobosit în misiunea sa de a informa și de a forma cu tact și bunăvoință, nu doar în cadrul conferințelor sau în timpul cursurilor, ci și în ofertantul mediu virtual. Îi urmărim contribuțiile valoroase pe bookhub.ro, pe edupedu.ro sau pe contributors.ro, recenzii de carte sau articole despre știință și despre starea actuală a învățământului românesc. Domnul profesor Doru Căstăian va prezenta oportunități și limite ale învățării online, o perspectivă umanistă, evident. Doru, microfonul e la tine. Mulțumesc foarte mult. O singură scurtă corectură, cartea mea despre cum și de ce mai educăm a apărut la editura Ratio et Revelatio din Oradea, nu la Humanitas, dar dar na, am să iau ca pe o previziune și ca pe o profeție, așa că în curând am să încerc să mă ocup de chestiunea asta. Mulțumesc foarte mult, foarte generoasă prezentarea pe care mi-ai făcut-o, Doina. Sigur că acum din, hai să spunem, pădurea asta de identități reale și virtuale în care m-ai aruncat, încerc să ies și să folosesc cum pot mai bine cele 30 de minute sau 25, nu? Ca să lăsăm și timp întrebărilor pe care le-am. Am ascultat cam tot ce s-a vorbit aici, cred că am lipsit cam 10% din timp, nu mai mult. Au fost prezentări extrem de interesante și, în primul rând, extrem de concrete. Am remarcat și am observat că majoritatea intervențiilor au fost la un nivel de concretețe foarte mare. Ceea ce recunosc, mi-a sporit un pic starea de anxietate cu care m-am alăturat conferinței, pentru că prezentarea mea este ceva mai teoretică, mai generală și mai principială. Cu alte cuvinte, eu am să vin cu câteva dintre gândurile și, dacă vreți, temerile și întrebările omului călit atât în sălile de clasă, dar și în filozofie. Așa că, cum să spun, invit pe cei care vor chestiuni foarte concrete și nu discuții principiale sau generale, aș zice că acum e momentul în care pot lua pauza de masă, o jumătate de oră cât vorbesc eu, și după aia pot reveni la prezentările concrete. Chiar urmărind comentariile care curgeau pe pagina de Facebook, am văzut că la un moment dat cineva spunea: domnule, trebuia să invitați niște specialiști în TIC. Ok, au fost cel puțin doi până acum, pentru că pedagogia nu ne ajută foarte mult. Recunosc că asta m-a debusolat un pic și mi-a sporit teama aia de care vorbeam la început, pentru că exact asta aș vrea eu să încerc să prezint în minutele pe care le-am la expoziție. Mai degrabă un soi de, dacă vreți, de pledoarie pentru nivelele care sunt în general teoretice, care sunt în general eludate și care sunt în general mai puțin băgate în seamă. Ce vreau să spun cu chestia asta? Sigur că aproape fiecare intervenție care s-a petrecut aici online a plecat de la o problemă structurală a sistemului de învățământ românesc. Evaluarea, de exemplu, este un bun exemplu, dar și toate celelalte lucruri care au fost aduse în discuție. Eu cred că o problemă structurală este și aceasta. Eludarea constantă, eu cel puțin așa am văzut în mintea și în practica foarte multor profesori, eludarea constantă a întrebării fundamentale despre, până la urmă, de ce facem chestiunea asta. Observăm că demersul pedagogic a devenit atât de complex,
în lumea contemporană, încât el se desfășoară tot timpul în tot soiul de procese și subprocese și subprocese, care sigur pot fi contorizate, care sigur pot fi operaționalizate în diferite feluri, urmărite și așa mai departe. Dar tocmai pentru că există atât de multe procese și subprocese, la un moment dat, cum spunea filozoful George Santayana, riscăm să ne, cum să spun, să ne creștem eforturile când am uitat scopul. În fond, de ce facem în continuare educație? Și de ce perspectiva umanistă nu trebuie să fie o perspectivă doar a umaniștilor, ci trebuie să fie o perspectivă a tuturor celor care sunt implicați în procesul de educație? Pentru că eu cred, e convingerea mea poate cea mai profundă și probabil una din foarte puținele care nu s-a schimbat de-a lungul timpului, că scopul nostru fundamental este să încercăm, măcar în principiu, să creăm de fiecare dată cea mai bună variantă a elevilor noștri, prin cea mai bună înțelegând și cea mai umană și mai complex posibil umană dintre cele posibile. Numai că, sigur, asta naște alte întrebări de ordin filosofic. E foarte ușor să vorbești despre a cultiva și a forma umanitatea din elevii noștri, fără să te întrebi însă, ok, și ce anume înțelegem prin noțiunea asta de natură umană? Pare una din gogoșile alea pe care le zic filozofii, pără încă știu despre ce vorbesc. Cu toate astea, eu am încercat de-a lungul anilor să-mi pun foarte concret întrebarea asta și să-i dau răspunsuri foarte concrete. Și răspunsul meu este că natura umană, cea care cred că trebuie cultivată cât mai bine în procesele educaționale, este ceva diferit, dacă vreți, de la o epocă la alta. Iar ăsta este un lucru, până la urmă, ciudat, straniu și oarecum neliniștitor. Pentru că dacă ne uităm care era idealul educațional în Renaștere, de exemplu, s-ar putea să avem un șoc în raport cu care este idealul educațional astăzi. Vorbim mult despre tehnică, însă și avem impresia, cum să spun, că știm foarte bine despre ce vorbim. Vorbim despre nativ digital, vorbim despre tehnologii digitale și mie mi se pare că de fiecare dată este foarte clar, cel puțin în mintea celui care vorbește, pare foarte clar despre ce vorbim. Ca și cum am putea trage o linie foarte clară între ceea ce este tehnologic și ceea ce este netehnologic în jurul nostru. Și de aici vin și tot soiul de discuții polarizante, de genul ești pro-educație digitală sau ești împotriva educației digitale, da? Crezi în platformele digitale, nu crezi în platformele digitale și toată discuția capătă o tentă de asta polarizantă și până la urmă religioasă. Da? Ești un believer sau un non-believer. Îmbrățișăm platformele, suntem cu online-ul sau suntem cu offline-ul, ești la dinozauri sau ești la progresiști, ești ok. Lucrurile nu sunt nici pe departe atât de limpede și e suficient să ne uităm în jur ca să vedem că de fapt oamenii sunt ființe tehnologice, cel puțin Homo sapiens este un hominid care este tehnologic de la bun început. Dacă ne plimbăm prin mijlocul pădurii, nu ne împiedică nimic să luăm un telefon inteligent, să facem o poză, să încărcăm pe Google imaginea aia și să aflăm după aceea foarte ușor de pe nu știu ce site cu ce copac avem de-a face sau da, care sunt caracteristicile lui. Purtăm ochelari. Ochelarii eu cel puțin port și văd pe și unii dintre cei care sunt pe ecran. Ochelarii sunt o tehnică de augmentare. E atât de simplu. Sunt o tehnologie care ne face să suplinim o anumită slăbiciune naturală. Cărțile sunt tehnologii imersive extraordinare. Întotdeauna m-a șocat faptul că nu trebuie să-i spui niciodată unui cititor când trebuie să dea o pagină. Știți? O dă absolut natural. Este completamente imersat în cartea respectivă și din punctul ăsta de vedere telefoanele inteligente nu fac decât să ajungă din urmă timid tehnologia care a fost codexul la vremea ei. Și așa mai departe. Cu alte cuvinte, ce încerc să spun e că
mediul tehnologic este de fapt mediul nostru. Și este mediul nostru de 200.000 de ani, pentru că, să știți, topoarele de piatră cu ax nu creșteau în copacul de topoare de piatră, ci au fost o tehnologie prin care am modificat mediul și l-am adus cumva în fața nevoilor noastre și l-am făcut să răspundă nevoilor noastre. De aceea, când vorbesc despre natura umană, eu vorbesc de fapt despre natura umană așa cum mi-a dezvăluit-o etologia. Și natura umană așa cum mi-a dezvăluit-o etologia îmi spune că omul, sapiens de acum 200.000 de ani, este același sapiens pe care eu îl am azi în fața ochilor atunci când intru într-o clasă de elevi sau atunci când colaborez cu niște colegi sau cu niște părinți. Și cum e ființa asta? Este tehnologică, adică folosește și, cum să spun, contopește foarte ușor mediul natural cu mediul artificial, până în punctul în care, de fapt, nu există o linie foarte clară între ceea ce e natural și ceea ce e artificial. E o ființă care se bazează pe explorarea intensivă a mediului și explorarea intensivă a mediului înseamnă cunoaștere. Acum, sigur că mediul inițial, savana în care trebuia să vânăm, nu este chiar mediul în care trăim azi. Mediul în care trăim azi este safe și în mare măsură protejat și tocmai de aici e șocul psihologic atunci când un virus pur și simplu schimbă brusc regulile jocului. Parcă nu ne vine să credem că natura mai poate să ne facă surprize de genul ăsta și atunci ne prefacem că natura nu ne-a făcut nicio surpriză. L-au făcut unii în laborator, domnule, deci e tot de acolo, vine tot din zona tehnologică. Sau ca să glumesc un pic, virusul nu există pentru că unii l-au făcut în laborator. Știți, e poziția disonantă a momentului. De aceea, din punctul meu de vedere, când vorbim despre tehnologiile din digitale, vorbim despre o pălărie foarte largă care acoperă modalități extrem de diverse și de eterogene, de fapt, de a ne raporta la mediul nostru, sigur, de la laptop sau tabletă sau telefonul inteligent până la, știu eu, computerul din mașină care se conectează prin Bluetooth la toate dispozitivele mele și, sincer să fiu, nu pot să nu văd un mic element distopic în toată povestea asta. Și în ce spunea mai devreme Dragoș Iliescu, eu am avut câțiva fiori distopici puri la unele dintre tehnologiile mature prezentate. Deci ideea aia cu sintetizarea contribuțiilor pe Facebook pentru a da un assessment, mie mi se pare orwelliană, dacă mă întrebați pe mine, dar mă rog. Asta e o altă discuție și nu, uite că l-am scos pe Dragoș din stealth-ul în care era. Acum, ok, până aici am încercat cumva să argumentez. Acum pot să încep, da? Doina, cu ce voiam să zic? Nu, glumesc. Până aici cumva am argumentat că tehnologiile digitale nu suntem de fapt într-o altă istorie a lui Homo sapiens. Suntem într-o istorie tehnologică care a început odată cu specia asta. Însă nu putem, cred eu, să nu vedem și ce are particular tipul ăsta de revoluție. Într-un anumit sens, istoria lui Homo sapiens este istoria revoluțiilor de ordin tehnologic. Dacă e să iau doar două momente critice, deși s-ar putea vorbi despre multe altele, ne putem gândi la agricultură, da? Hai să spunem la revoluția tehnologică agrară care a schimbat totul, de la felul în care înțelegem individual realitatea până la felul în care sunt construite culturile, societățile noastre. Sigur, putem să ne ducem spre, putem să aruncăm un ochi spre istoria progresivă, de exemplu, a scrisului sau a tehnologiilor de writing. Scrisul a început, bine, dincolo de faptul că apare foarte târziu în istoria lui Homo sapiens, noi în general tindem să ne uităm către Sumer, ne uităm către Babilon, însă tindem să uităm că înainte de asta au existat vreo 190.000 de ani de evoluție umană. Iată un exemplu foarte clar despre ce poate face scrisul. Scrisul practic ne-a adus istoria, arhiva universală și multe altele, dar dacă inițial scrisul era o chestiune pentru regi și scribi,
iată că astăzi toată lumea scrie. În mediul virtual toată lumea scrie și, mă rog, n-aș putea să spun că toată lumea citește, dar măcar de scris scrie toată lumea. Și atunci mi-am pus întrebarea, ok, ce a adus cu adevărat nou această revoluție tehnologică? Eu cred că a adus foarte multe lucruri și că mediul online ne aduce în general foarte multe lucruri, însă patru sunt factorii care mie mi se par critici și pe care aș vrea să-i amintesc aici. A adus viteză. Vitezele de interacțiune pe care le permit tehnologiile digitale nu sunt doar mai mari. Ele sunt practic viteze neumane, non-umane, ca să nu zic inumane. Și practic viteza la care se petrec transmisiile de informație în rețele ne duce spre procese pe care nici nu le mai putem controla noi ca simpli utilizatori și mai mult decât atât la anumite dinamici pe care de fapt nici nu le mai putem înțelege. Apoi a adus o prindere în rețea. Practic, mediul virtual este o medie în care toată lumea e conectată cu toată lumea, cel puțin potențial. O rețea de rețele și de rețele la infinit, aproape baroc așa, în care practic pe orizontală și pe verticală se pot realiza conexiuni multiple. Sigur că procesul ăsta, aș spune, a început odată cu Gutenberg, dar nu o să mă întorc din nou în secolul 15, să nu vă speriați. A adus imersiune. Imersiunea, din punctul meu de vedere, e o imersiune la un nivel fără precedent. Da? Cu toții știm cât e de ușor să te scufunzi în mediul virtual și să nu mai ieși de acolo. Sigur, acum bagatelizezi și caricaturizezi puțin, dar cred că cu toții am trecut prin experiența în care am intrat să scriem un mesaj scurt și am ieșit 6 ore mai târziu. Între timp am cumpărat 2 perechi de cizme, un Logan la mâna a doua și am scris și unor prieteni. Ba mai mult decât atât, nici măcar n-am trimis mesajul pentru care intrasem inițial. Nu în ultimul rând, o democratizare fără precedent. Mediul virtual este în momentul ăsta spațiu în care despre educație nu o să vorbească numai domn profesor Cucoș sau domn profesor Staș, ci domnul profesor Cucoș, care și-a dedicat o viață disciplinei astea, s-ar putea să fie luat foarte repede la rost de o armată de comentatori care să explice că nu prea știe despre ce vorbește sau că, uite, domnule, nu e așa pentru că au citit ei în altă parte că e altfel. Bun. Ce aș vrea să spun este că fiecare dintre elementele astea, viteză, rețea, imersiune, democratizare, e în sine neutru. Adică poate fi privit ca o șansă, poate fi privit și ca un pericol, dacă vreți. Să revin imediat la chestia. Sigur, timpul e foarte puțin, dacă, și cred că aproape s-a scurs, nu, Doina? Aproape. Timpul e foarte puțin. Pe fiecare dintre subiectele astea aș putea vorbi foarte mult și cred că niciunul dintre cei care mă cunosc nu se îndoiesc. Aș putea vorbi foarte mult despre fiecare din subiectele astea. Însă mă apropii cumva de concluzia a ceea ce voiam să spun. Ce facem în momentul în care pregătisem și un PPT, dar nu o să vă mai supăr și cu el, erau câteva date. Cu permisiunea lui Marian, care va intra după tine, poate mai luăm 10 minute sau 7 minute după ora. Ok, erau numai niște informații care, mă rog, mie mi s-au părut șocante la momentul în care le-am găsit. Am să citesc doar una dintre ele. Faptul că avem o cantitate, de exemplu, de date create în fiecare zi care ajunge în medie la 2,5 quintilioane de biți, da? Un quintilion înseamnă 10 la puterea 18 biți, iar rata de reproducere crește zilnic. Și poate că informația cumva cea mai șocantă
e faptul că 90% din informația care a fost, care este disponibilă în acest moment pe internet, a fost produsă, când credeți, în ultimii 2 ani. Practic, internetul produce anual mai multă informație și mai multă conexiune decât a făcut-o toată istoria umană până acum. Și cred că doar acest element, dacă ar fi și doar acest element, am putea să ne dăm seama de fapt cu ce tipuri de tehnologii disruptive, absolut epocale, avem de fapt de a face. Sigur că se poate vorbi foarte mult despre ce face concret internetul în mințile copiilor și în mințile celor care sunt implicați în procesul de educație. Unele lucruri probabil ni s-ar părea minunate, alte lucruri probabil că ne-ar speria, pentru că se întâmplă, sunt pur și simplu mutații, mutații radicale. Dar nu e timp acum, așa că am să mă apropii de final, încercând să creionez cumva cum văd eu rolul profesorului și cum văd eu rolul pedagogului în, în povestea asta. Trebuie să fie profesorul un fan sau un inamic al învățării online? Trebuie ca profesorul să se neapărat să se alăture unui trib? Sau eventual să fie un mic farseur care se preface că ar fi un spirit progresist și modern, aruncând așa câte un link de pe YouTube sau mai știu eu ce, ce altă resursă digitală, dar în fapt crezând în sinea lui și în sufletul lui că sunt niște prostioare care nu au de a face cu educația adevărată. Eu cred că modul ăsta de a pune problema este greșit la, la mai multe niveluri. Mediul virtual este deja partea realității. De fapt, distinția dintre real și virtual e o distinție care, după părerea mea, teoretic nu va mai ține mai mult de 20-30 de ani. Eu cred că în curând virtualul va fi un nou mod al realității și că, fie că ne place, fie că nu ne place, va trebui cumva să ne adaptăm la el. Cum văd eu rolul profesorului? Eu văd rolul profesorului ca un rol de veghetor, dacă vreți, a transmiterii de la o generație la alta, a lucrurilor acelora care ne fac umani și care, iată, nu sunt niciodată date pentru totdeauna, nu sunt intangibile, nu sunt nemodificabile, ci de fapt sunt extrem de fragile și de friabile și se pot pierde în orice moment. Scrisul, de exemplu, ne-a adus posibilitatea de a răspândi idei peste tot în lume, dar ne-a adus și fanatismul, de pildă. Fanaticii sunt, în general, oamenii ai cărții, a unei singure cărți, dacă vreți. Mediul virtual probabil aduce la, duce la o diseminare și o împrăștiere democratică fără precedent a ideilor care există, dar în același timp duce și la o tribalizare fără precedent și cred că este suficient să urmăriți dinamica rețelelor sociale ca să vedeți că e așa. Sigur că rețelele sociale aduc accesibilitate mai mare, însă în același timp aduc și un soi de hedonism de ăsta razant, un hedonism de moment care este în sine extrem de periculos. De exemplu, nativii digitali au probleme, sunt studii în, în sensul ăsta, că au probleme, de exemplu, să mai dezvolte structuri narrative coerente. Mai românește, nu pot povesti. Pune-i să-ți povestească o zi din viața lor și o să observi că ți-o vor povesti în stilul TikTok sau Instagram. Prin flash-uri, prin fotografii de moment, de exemplu, sau prin mici episoade care nu se întind peste 3 secunde. Nu putem să nu vedem că bogăția de informație care vine la oaltă cu rețelele digitale vine, de exemplu, și cu o scădere a capacității de autoreflecție, de exemplu, sau că vine cu o lipsă de, de răbdare. Criza cititului la nativii digitali nu vine numai din faptul că, cum să spun, cititul e old news, ci vine și din faptul că el, de fapt, cititul, cum să spun, stimulează și cere alte tipuri de procese mentale care nu sunt, în general, procesele, procesele pe care, pe care le, le promovează rețelele sociale. Cam asta ar fi. Sigur, eu ar mai fi de spus o chestie, dar cred că i-am luat deja și domnului Mărean Staș tot timpul de prezentare. Ce valori transmitem copiilor în epoca educației digitale?
Ele nu mai pot fi valori exclusivist, valori de trip, valori de noi versus ei. Pentru că spațiul digital este în sine fundamental plural și relativist. Și atunci, valorile, eu cred că sunt, dacă vreți, apartenența și nu tribalism. O valoare fundamentală, cred că este dragostea pentru nuanțe. Și o altă valoare fundamentală este toleranța. Probabil că acum se dă o bătălie fundamentală pentru sufletul uman și chiar dacă sună dramatic, așa eu chiar cred concret chestiunea asta, în sensul că suntem atât de mulți și de diversi și de împărțiți în tot soiul de bule culturale și nu numai, în spațiu virtual, încât nu avem decât două șanse. Ori ne omorâm unii pe alții, la propriu și la figurat, până rămâne o singură bulă câștigătoare, ori învățăm toleranța, probabil într-un sens mai profund decât a existat vreodată. Mulțumesc și scuze dacă m-am întins mult mai mult decât era. Nu este nicio problemă, noi mulțumim. Ce exact, ideile pe care le-ai prezentat ne-au arătat o oglindă, așa, știi? Practic a fost o oglindă pe care ne-ai pus-o în față și am văzut societatea de astăzi. Eu nu aș vrea să fiu luat ca, cum să spun, cioclul ăla care cântă propodul. Nu, eu cred că lucrurile se vor întâmpla și că umanitatea de peste 20 de ani va fi digitală, fără îndoială. Eu spun doar că trebuie să fim atenți că pe drum se pot pierde lucruri fundamentale. Fără discuție, umanitatea, eu spun așa, umanitatea peste 20 de ani va fi și digitală, așa cum este și acum. Eu văd toată povestea cu online-ul. Da, este o treabă. Aveam, apropo de ce spunea și Dragoș și apropo de ce spuneai tu că ai avut așa, te-au trecut niște fiori, da, am avut o cunoștință care lucra, nu știu, prin ce servicii, spunea că într-adevăr Facebook-ul te știe, sau mă rog, cine ar sta în spatele unor societăți așa care ar vedea Facebook-ul tău, te-ar ști mai bine decât te știi tu însuți. Aici e o mare discuție, pentru că Platon în Socrate în Phaedros, în dialog platonic, cum să spun, are un întreg discurs acolo împotriva scrisului, printre altele spunând, domnule, scrisul mă înstrăinează într-un tip de corp pe care nu-l mai controlez. Ei, Facebook-ul e 10 level sau. Da, ceea ce era scrisul la vremea lui Platon, ceva de genul acesta. Eu cred că dacă noi suntem atenți și educația vine și ia partea bună din ceea ce înseamnă online și învață copilul de mic să ia partea bună și să o folosească în sprijinul lui și pentru dezvoltarea lui și să discearnă care este partea bună și care nu este partea mai puțin bună, atunci iată, ăsta e rolul, și ăsta ar fi rolul educației. Asta este și pledoaria mea, dar ideea este că fără să ai un reper din afara lumii online, nu o să poți să faci discernerea. Fără discuție și sunt repere din afara lumii online. Deci avem repere din afara lumii online, fără doar și poate. Mulțumesc frumos, Doru. Întrebările, ai mai răspuns la întrebări așa, uitându-te pe chat. Nu le pun singur, ca să fiu sigur. Da. Da. Da, e următorul nostru invitat este profesorul Marian Staș. Marian, bine ai venit. Marian este expert în educație, este profesor de matematici aplicate în politici publice la școala de vară a Harvard Kennedy School. Este cadru didactic asociat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității București. În plus, este președintele Asociației Clubului Liderii Mileniului 3,
un program educațional de leadership care sprijină dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și care cu bucurie, pe care cu bucurie îl aplicăm la noi, la Colegiul Național Mihail Cogălnicianu, școala de unde provin eu. Avem grupe de copii care au trecut prin programul ăsta și sunt mândră că vin dintr-o școală care e singura din Galați care are programul, care dezvoltă programul acesta. Marian coordonează proiectul Școala pe Bune, care promovează transformarea școlii ca sistem în România, astfel încât școlile pilot să poată funcționa la cererea instituțiilor de învățământ și să fie finanțate din fonduri europene. Și ce este foarte important, după părerea mea, declara într-un interviu recent din 20 august că nu a rămas la Harvard pentru că îi pasă de țară și de școala ei ca de ochii din cap. Și vrea să o vadă ieșită din comunism și că are lucruri de făcut aici. Marian, ce lucruri ai de făcut aici? Bună ziua, Doina, mulțumesc pentru invitație, salutări distinse tuturor. Păi toate lucrurile pe care le-am auzit povestite aici de toți cei pe care i-am ascultat. Sunt onorat să fim împreună și am decis să prezint așa cam în 10 minute trei lucruri, după care să las loc pentru întrebări. Cele trei sunt așa, facem întâi un pic de istorie din ciclul eminescian, toate vechi și nouă toate. Asta o să dureze cam un minut și jumătate. După care am să vă spun ce am înțeles eu din intervențiile lui Dragoș Iliescu, a lui Doru și a domnului profesor Cucoș, pentru că are legătură fiecare dintre ele cu argumentul meu de mai departe, și apoi aplicat, așa cum ai menționat, Doru, foarte bine, pragmatic, ce avem de făcut sau cum putem folosi acest articol din Legea Educației, care în opinia mea este cel mai tare, cel care prevede, de fapt, crearea unor realități paralele cu status quo-ul pentru a schimba paradigma educației. Și apoi întrebări, așa că Doina, te rog, culege întrebări și doresc să las cât mai mult timp, până la 2:30, pentru întrebări. Momentul de istorie. Toate vechi și nouă toate. 1991. Editura militară. Folosirea tehnicii de calcul în procesul de învățământ. Asta era în limbajul de lemn de pe vremea respectivă, Dragoș. Are și un subtitlu pe pagina 1, instruirea asistată de calculator. Așa încât conversația despre ceea ce înseamnă tehnologiile informatice aplicate în educație e de multă vreme și s-a întâmplat așa, mă rog, deloc întâmplător, să fim parte din începuturile conversației este atunci, cu 30 de ani în urmă. Editura militară fiind, printre altele, un promotor al conversațiilor transformaționale despre educație. Prin anii 71 publica o carte de învățământ programat, adică exact acele repere care începeau să pună în analiza și în discuția publică și pedagogică elementele care țin de recadrarea interacțiunilor de învățare în spațiul și timpul clasei al educației. Asta a fost momentul de istorie. Coroborat e și prima mea viață profesională de inginerie de calculatoare, așa încât am o inimă bună și un suflet bun în ceea ce înseamnă mediul ca atare. Salutări, Ștefan, bine ne revedem, Apăteanu. Așa, servus. Dar pledoaria de fapt a noastră a tuturor este pentru ceea ce înseamnă altfel de educație. Pentru că, evident, infrastructura este într-un fel, dar dincolo de infrastructură, în toate reperele pe care le-am discutat și aș pune în primul rând reperele, cum să zic așa, filozofico-logice sau logico-filozofice ale conversației despre educație. Pentru că dacă astea nu sunt, depinde dacă valori nu sunt, atunci nimic nu e. Și acum ce am înțeles eu și cum leg argumentele cele trei pe care le-am selectat din intervențiile pe care le-am ascultat cu ceea ce avem de făcut mai departe. Dragoș Iliescu și Doru Căstean spun același lucru în enunțuri diferite, unul dintre ele care mi-a reținut atenția, și anume recursul, nevoia de recurs sistemic, sistematic la rigoare. Doru întreabă de ce facem ceea ce facem. Iar Dragoș, ai pus tema asta a ceea ce înseamnă literație, mă rog, alfabetism funcțional și matematic. Și aici am folosit sintagma asta pentru că ea revine de fapt din punct de vedere matematic la ceea ce înseamnă axiomatica procesului ca atare, adică cu alte cuvinte acelui set de enunțuri
care sunt suficiente, necesare, suficiente, consistente, astfel încât universul ca atare să fie cel corect definit, de formulare corectă a problemei. Okay? Iar argumentul meu de pildă în materia pe care ai enunțat-o este că înainte de analfabetism funcțional, de pildă, și analfabetism matematic, eu cred că o meteahnă structurală de tip cauză a acestor efecte a școlii este de fapt analfabetismul logic. Faptul că școala ca atare nu cultivă în mod suficient copiilor gândirea logică. Premiză, concluzie, cauză, efect și ajungem la enunțuri de, cum îi spune, de evaluare de tip cosorului mocean. Da, partea fier oasă și partea lemn oasă. Deci, din ce e făcut cosorului mocean? Așa. De asemenea, aș mai adăuga al cincilea aspect la ceea ce tu menționase, Doru, viteză, imersiune și așa mai departe. Și este un aspect care, de fapt, face diferența. Asta e o caracteristică a mediului online, și anume accesul neliniar la informație, prin definiție. Unul dintre primele concepte care au făcut revoluție în mediile online a fost conceptul de hipertext sau hiperlink. Asta înseamnă că aceeași pagină pe care o avem la îndemână poate fi accesată de fiecare dintre noi în mod diferit, pentru că fiecare dintre noi putem selecta unul sau altul dintre linkuri și ne putem duce mai departe în arborele informației ca atare, pe nevoile noastre, pe preferințele noastre, pe aspirațiile noastre și așa mai departe. E un aspect esențial care face diferența dintre interacțiunea prevalent liniară din spațiul și timpul clasei, între profesori și elevi, deschizând de fapt un univers infinit care ce face? Intră în conflict direct cu paradigma de tip comunist, pentru că o astfel de paradigmă înseamnă toată lumea face la fel, toți suntem spălați pe creier la fel, toți învățăm aceleași cuvinte, toți purtăm aceleași matricole și așa mai departe. Deci elementul esențial, să zic așa, și filozofic, dacă vreți, și funcțional al mediului online pe care îl avem de explorat, de exploatat și asupra căruia avem de reflectat, este ceea ce înseamnă bogăția pe care o aduce în educație acest tip de acces neliniar la informație, hiperlink. Și acum, evident că am să închei cu făcând o referire la argumentele domnului profesor Constantin Cucoș, pentru că aceea este întrebarea întrebărilor sau neliniștea neliniștilor. Și anume, eu aș spune așa, în termenii scrisorii Sfântului Apostol Pavel către Corinteni, dacă arhitectură curriculară ca lumea nu e, nimic nu e și totul e formă fără fond. Pentru că, în fond, școala de asta există. Asta este construcția esențială pe care o parcurgem. Nu facem altceva decât ne raportăm la un construct curricular care poate fi corect sau incorect din punct de vedere axiomatic, din punct de vedere filozofic, din punct de vedere pedagogic, cu toate consecințele de rigoare. Nu e deloc întâmplător că 30 de ani de zile sau de 30 de ani de zile pedalăm bezmetic așa, în aceeași confruntare de gherilă sterilă, pe ore mai multe, mai puține, etc. Deci, și din nevoia de, așa cum spuneam, de focalizare pe ceea ce, în opinia mea, înseamnă formularea corectă a problemei, de aici și pledoaria pe care am făcut-o pentru folosirea la maximum a ceea ce Legea Educației Naționale prevede, și anume posibilitatea înființării școlilor pilot, care este un act atât politic cât și de politici publice. E important lucrul ăsta. Și mă bucur să consemnăm aici pentru conformitate consumarea primelor două etape, primelor două iterații corecte, necesare, și anume a iterației politice, adoptarea hotărârii de guvern ca atare, și a iterației de politici publice, politico-politici publice, pentru că există deja ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial din 12 august, care reglementează, oferă metodologie cadru, deștept formulată. E o metodologie cadru pentru ceea ce înseamnă operaționalizarea școlilor pilot experimentale și de aplicații. Și acum 3-4 referiri rapide și pragmatice la povestea ca atare și aștept întrebări cu bucurie, pentru că evident, elefantul din încăperea educației este egal ca dimensiuni cu sistemul educațional însuși, că de-aia a rămas încremenit în paradigma lui, de-aia tăcem copios despre toate lucrurile, de-aia tăcerile asurzitoare sunt cele mai relevante atunci când vine vorba de pildă despre ceea ce înseamnă planuri cadru, normări și așa mai departe. Și atunci, în opinia mea, metodologia cadru pe care o avem acum la dispoziție este una care deschide foarte multe căi. Și am să dau un punct slab și trei puncte tari.
pe care le putem folosi. Punctul slab este prima prevedere din articolul 3, dacă nu mă înșel, care e scrisă de frică, așa. Ce pot să facă? Obiectivele pilotării. Și acolo sunt date un pic strâns în spate, așa. Să nu ne fie frică. În schimb, există trei articole tari și foarte tari. Articolele 4-5, care vorbesc explicit despre ceea ce înseamnă școli de aplicație și respectiv școli experimentale. Tot ceea ce am discutat azi poate fi inclus evaluare standardizată, testări și așa mai departe, Dragoș, pentru că școlile experimentale sunt școli patronate, păstorite de instituții universitare, de consorții, de academice și universitare. Așa încât luați școli și faceți-le școli experimentale, pentru că articolul 4 sau 5 permite așa ceva. Școlile de aplicație, domnul profesor Cucoi, sunt cele unde practica pedagogică este deschisă și liberă, fără număr și fără limită. Așa că luați la îndemână școli și faceți-le școli pilot, pentru că acolo, de fapt, este terenul și dorul cel mai fertil pentru a testa o altfel de pedagogie. Și aici, pentru conformitate, eu notific pledoaria mea și preferința mea pentru programe de licență pentru profesia didactică. Programe de licență pentru profesia didactică. Programe de licență pentru profesia didactică, pentru că matematician e una și profesor de matematică cu totul și totul altceva. Okay? Închei argumentul, putem să discutăm mult despre. Iar cel mai tare articol din metodologia cadru, țineți minte trei cuvinte, da? Cel mai tare articol din metodologia cadru este articolul 13, număr norocos. Lasă că 13 e și număr din proporția de aur, ca să zic așa. Dar 13 face vorbire despre transformările de amploare, care înseamnă transformări de planuri cadru, transformări de arhitecturi curriculare, în care metodologia cadru cere ca ele să fie gândite, evident, pe cicluri, așa cum este și normal, așa cum este firesc. Dar există trei articole, așa cum spuneam, care permit, de fapt, lansarea schimbării de paradigmă în educație, pas cu pas, școală cu școală, curaj cu curaj, integritate cu integritate și universitate cu universitate și casa corpului didactic cu casa corpului didactic. Aici, de fapt, era invitația mea către parteneria Doina, pentru că, cu siguranță, în acest an școlar, am informații, adică am datele certe. Vom începe pilotări cu câteva dintre școlile cu care am lucrat deja. Avem niște resurse puse la dispoziție de organizație neguvernamentală și un lucru la care ne-am gândit este acela al parteneriatelor dintre școli și casele corpului didactic, pentru că, în mod firesc, acolo este locul, să zicem așa, dacă vrei, de hub al vostru între școli și, de pildă, inspectorate și așa mai departe. Ok? Și nu numai. Fără discuții, cu bucurie. Tu știi că da. Întotdeauna... În paranteză fie spus, fără niciun fel de aluzie, am mai rămas cu o pălărie oficială. Deci, în ciclu de Bono, am dat deoparte pălăria oficială de consilier la cabinetul secretarului de stat, dar, în schimb, mai am o pălărie oficială, care o țin și nu-mi cade pe ochi, este aceea de membru în Comisia Specială de Evaluare a programelor de formare profesională pentru personalul de învățământ preuniversitar. Așa încât acum este timpul excelent al activării acelor intervenții, așa, care să valorifice la maximum ceea ce metodologia cadru oferă. Atenție, repet, așa cum este ea scris acum, cerul este limita. Intrați toți în joc, trageți de ea și împingeți-o până când aceasta va deveni, de fapt, norma. Cel mai important lucru pe care, și cu asta închei, două lucruri mi-am de spus. Cel mai important lucru pe care articolul 26 îl face este, așa cum spuneam, creează realități alternative. Așa cum a făcut Mandela cu două drapele, două imnuri naționale, avea de rezolvat tot așa o chestiune axiologică. Și atunci a decretat că o perioadă de timp sunt valabile și sunt arborate simultan ambele drapele de stat și vechiul drapel Apartheid, Green Gold, și noul drapel Rainbow Nation, și se intonează simultan ambele imnuri naționale, și vechiul imn Apartheid și noul imn Nkosi Sikelel Afrika, ele fiind echivalente. Tocmai pentru că perioada pe care o traversăm este o perioadă în care n-avem cum să transformăm toate zecile de mii de școli dintr-o dată și tot sfertul de milion de profesori. Este imposibil de făcut așa. Și asta face articolul 26, iar metodologia cadru e cam de, apropo de evaluare standard, e cam de 8-50, adică zice bine ce zice ea acolo. Din punctul de vedere al arhitecturilor curriculare, am o insatisfacție, ca să zic așa, și m-aș bucura să fie mult mai multe modele pe piață în discuție. Sigur că n-am o problemă să primesc feedback și cu asta am să închei, dar problema nu e feedback-ul dacă discuția pe care, de pildă, eu am deschis-o și am pus-o în spațiul public are noimă sau nu are noimă. E creangă, amintiri din copilărie.
iubite citorile, dacă ești mai deștept, pune mâna și fă una mai tare decât ce am făcut eu până acum. Sigur că poți să primești feedback, dar asta e mai degrabă un exercițiu intelectual. Faceți voi una mai tare. Adică o arhitectură sau un model, 2, 3, 5, 7 modele mai tari și testați-le, pentru că asta face, asta permite. Obiectivul meu de leadership a fost de a crea cadrul ca atare sau de a facilita crearea cadrului. Da? Vreau să pun în fapt modelul meu, nu, bineînțeles, sau nu în mod necesar. Care sunt parametrii de model și care fac comutarea dinspre paradigma comunistă către una de secol 21, adică dinspre centralizare către subsidiaritate. Asta de fapt este ieșirea din comunism. Comunism înseamnă centralizare. Europenism înseamnă subsidiaritate în termenul cel mai direct, așa cum e definit termenul pe toate site-urile Uniunii Europene. Da? Am spus așa, de pildă, înlocuim conversația centrată pe discipline într-o conversație centrată pe arii de învățare, Noua Zeelandă și așa mai departe. Eu cred cu străjnicie în ceea ce înseamnă potențialul curriculumului oferit de școală față de un singur tabel cadru nenorocit centralizat, pata lui Procus, pe care vă produce insatisfacție și frustrări tuturor, pentru că e imposibil de a crea un singur tabel pentru 160.000 de copii și aia tot să fie happy. Statistic este imposibil așa ceva. Și iarăși un element important care ține de ceea ce înseamnă analiză tranzacțională aplicată și recadrarea conversației curriculare dinspre părinte-copil pe adult-adult în ceea ce privește copiii. Și aici mă refer la ceea ce înseamnă curriculum, la decizia elevilor, virgulă, din oferta școlii. Pentru că o competență esențială de secol 21 pentru copii este aceea de a învăța să opteze, să evalueze alternative, să decidă și să-și aleagă o proporție din ceea ce înseamnă viitorul devenirii lor. Lasă că, de pildă, în Finlanda, apropo de Finlanda, ultimii 2 ani de liceu sunt ani de trasee curriculare individuale. Noi nu mai suntem colegi deloc, pentru că fiecare dintre noi avem trasee curriculare individuale. Deci, esențialmente, o conversație centrată pe arii de învățare, o conversație centrată pe curriculum oferit de școală și respectiv o conversație centrată pe curriculum la decizia elevilor în oferta școlii, pot să contribuie la schimbarea paradigmei celui mai dureros punct din conversația despre educație, și anume punctul de arhitectură curriculare. După cum constatați, este și tentativa de decizie de prorogare a adoptării nu face decât să confirme neputința de a da o soluție așa cum se cuvine, alta decât una contabilicească, tăind aiurea din note pentru că disciplină și pentru că disciplină. Așa încât, mulțumindu-vă pentru invitație, am apreciat că are sens în contextul conversației despre ceea ce înseamnă existența educațională online și aceasta, pentru că, de fapt, tot ce avem de făcut și, în opinia mea, anul școlar 2020-2021 va fi unul excepțional în acest punct de vedere, este de a ne asuma curajul schimbării paradigmei. Acum suntem într-un punct în care, evident, această clipă astrală este și una de încercări, dar mai ales este una de oportunități colosale pentru cine are curaj, așa că vă invit pe toți să zburăm în cerurile noastre cele mai înalte cu putință. Vă mulțumesc! Marian, mulțumim frumos! Eu acum am să spun o întrebare care nu este deloc, știu eu, așa oficială. Eu am să spun întrebarea pe care am primit-o și eu din cancelaria mea și din mai multe locuri. Și întrebarea asta a fost sub forma următoare și dacă pot să o redau chiar și cu intonația respectivă, am să o fac. E, asta e bună, acum să vină elevii să ne spună ce să mai învățăm și ce să le mai arătăm. Cum venim, cu ce argument venim la abordări de genul acesta? În esența sa, enunțul este structural incorrect, pentru că nu elevii vor spune profesorilor ce să învețe. Asta vreau să te rog să explici. Da, mulțumesc pentru întrebare și am să vă dau un exemplu despre ceea ce înseamnă aia din ciclu iartă-i, Doamne, că nici nu știu ce fac, știi? E așa de frumos, e din ciclu ferestrei Johari, da, Dragoș? Adică nici măcar nu știu că nu știu. La asta mă refer aici. Și aici mă refer la ceea ce înseamnă legea educației naționale însăși, care unde oprește conversația? Curriculum la decizia școlii. E sau nu e, Doina? Unde-s cochii? Pentru ce fac eu școală, de fapt? Curriculum la decizia școlii este o paradigmă prin definiție de tip părinte-copil, iar relația pe care eu o pun în discuția publică de raport sănătos între trunchi comun și decizia elevilor în oferta școlii, aia înseamnă de fapt o conversație de tip recadrată, de tip adult-adult. De pildă, într-un model care are 8 arii de învățare, sunt suficiente 8 arii de învățare, așa, o modelare a ceea ce înseamnă
această relație sănătoasă între trunchi comun și deciziile elevilor în oferta școlii poate să fie în felul următor. De pildă, în clasa 5-a definesc 5 arii de trunchi comun și, ba nu, 6 arii de trunchi comun și 2 la deciziile elevilor în oferta școlii. Pentru că important e să învețe să aleagă semestru de semestru. Și asta se întâmplă semestru de semestru. Între a 7-a și a 8-a, de pildă, pot să pun 5 arii de trunchi comun și 3 la deciziile elevilor în oferta școlii. Merg în clasa 9-a cu 5 arii de trunchi comun cu 3 la deciziile elevilor în oferta școlii, după care a 10-a și a 11-a pot să fac 4 și 4, iar între a 12-a, 3 și 5. Pentru că, evident, pe măsură ce avansez și în vârstă și în aspirații, interesele mele pot să fie diferite de ale domnului profesor Cucoș, chiar dacă la început am avut interese comune, sau de ale lui Ștefan, sau de ale lui Doru, și atunci fiecare dintre noi putem să facem lucrul ăsta. Vă rog să observați că proporțiile de tip 8 cu 0 și 0 cu 8 sunt excluse. Adică niciodată copiii nu vor face numai ce vor dori ei, pentru că nu trăim în anarhie. După cum niciodată trunchiul comun nu va conține toate disciplinele sau toate ariile de învățare pe care copiii au le parcurge, pentru că nu-i normal, nu-i firesc așa ceva. Okay? Și asta înseamnă exercițiu pe care l-am ilustrat de foarte multe ori și am să o fac și acum, pentru că e bun public deja. Cu băiatul nostru Vlad, care când avea 6 luni s-a bucurat că l-am desfășat. Era în scuteci așa ca o sărmăluță și când l-am desfășat pe Vlad, 3 zile a stat cu mâinile în sus, că nu știa ce să fac el cu mâinile, dragul de el. Stătuse tot timpul în poziția predominantă, iar în secunda în care am scos scutecele, a stat cu mâinile în sus, că nu știa cum să-și folosească mâinile. Ori cel mai important lucru pe care copiii l-au de făcut, vezi referința la ceea ce înseamnă hipertext, hiperunivers, hiperlink, este aceea de a alege, de a învăța să alege. Ori dacă facem lucrul acesta semestru de semestru de semestru, an de an de an, de pildă în liceu, o să facem acest lucru de 64 de ori, 8 ori 64, dintre care 32 de opțiuni sunt la decizia elevilor în oferta școlii și 32 rămân de trunchi comun. Ia câte un raport cinstit de tranzacții adult-adult între școală ca sistem și copii. Mulțumesc pentru întrebare. O altă întrebare zice așa. Da, pot preda orice fel de profesor în școlile pilot. Sigur, nu... Da, dacă pot și vor. Nu, da, da. Care credeți că sunt cele mai importante măsuri care ar fi trebuit luate sau care ar trebui luate în această perioadă de către factorii decizionali pentru eficientizarea actului educațional? Am să dau răspunsul scurt la o întrebare care, prin natura ei, este extrem de deschisă. Și am să pornesc la teza pe care am făcut-o publică în urmă cu vreo 7 ani de stare a sistemului educațional ca amenințare la siguranța națională a României din motive de inadecvare structurală, pentru că România secolului 21 funcționează cu un sistem revolut, depășit de timp, și asta generează absolvenți inepți care vor deveni adulți inepți de mâine, ceea ce înseamnă un atac direct la fibra cea mai sensibilă a societății și anume la fibra resursei sale umane. Cadrul strategic, și ăsta este de fapt răspunsul la întrebarea pe care tu l-ai formulat-o, cadrul strategic de schimbare de paradigmă are ca inimă, așa cum Doru a menționat foarte bine, tu ai menționat foarte bine, în opinia mea, este cadrul axiologic, valorile pe care școala ca sistem are a le cultiva, pentru că pentru asta există școală și în momentul de față numiți voi o valoare pe care școala ca sistem o cultivă pe bune, ziceți. Așa, bine, Doru, mulțumesc pentru răspunsul tău, care o imagine care face cât 1 milion de cuvinte. Okay? Deci, care sunt valorile pe care școala ca sistem are le cultiva? Eu am propus tripleta integritate, curaj, patriotism, iar cele 3 proiecte, și asta este răspunsul tehnic la întrebarea ta, cele 3 proiecte strategice de atacat simultan sunt arhitecturi curriculare de secol 21, așa cum am discutat, arhitecturi de resurse umane de secol 21 cu modele de carieră didactică și de formare pe filieră didactică, așa cum am discutat, și arhitecturi instituționale de secol 21, dintre care teza inspecții școlare, da, inspectorate școlare, nu este numai unul dintre aspecte. Ovidiu, bună ziua, mă bucur să ne vedem. Am terminat. Deci ăsta a fost întrebarea la care am răspuns. Am reușit că am întârziat eu un pic, așa că... Da. Și acum, dacă mai sunt întrebări, doamne, te rog să le trimiți, pentru că așa e politicos față de Ovidiu. Sigur, o să le adunăm și o să le trimitem pentru a putea răspunde
participanților. Mulțumim foarte mult, Maria. Felicitări pentru idee și merită continuat, așa încât rămânem să vedem cum facem parteneriatul pentru școlile pilot. Mulțumim, cu drag, de-abia aștept. Tu știi că noi bună. Vorbim despre asta de salutări multă vreme. Tuturor. Mulțumim, la fel. Bine ați venit, domnule profesor Pânișoară. Domnul profesor universitar dr. Ion Pânișoară, Ion Ovidiu Pânișoară, este directorul Departamentului de Formare a Profesorilor și conducător de doctorat în domeniul științe ale educației la Universitatea din București. Expert în cadrul unor conferințe naționale, internaționale, expert în educație, a fost și este implicat în elaborarea unor politici educaționale în domeniul formării cadrelor didactice. Din 2012 a inițiat și a susținut prin articole site-ul de Parenting performanțe.ro și a avut o prezență în media constantă la toate televiziunile importante din țara noastră. A publicat numeroase studii și cercetări în domeniul educației. Lucrarea sa, Comunicarea eficientă, a apărut la Polirom în 3 ediții. A fost premiată în 2010 de către Academia Română. Este autor a unor cărți foarte importante și foarte căutate pe multe site-uri. De asemenea, este autor și coautor al unor jocuri de educative, provocarea emoțiilor și jocul emoțiilor. Domnul profesor, mulțumim frumos că ați acceptat invitația noastră de astăzi. Mulțumesc și eu și scuze pentru mica întârziere, dar să înțeleg că a fost cu folos și că Mariana a răspuns la niște întrebări, a fost foarte bine. Eu vin dintr-un curs la Unitatea de Apărare, deci ca atare e deja deja suntem în activitate, peste câteva zile gradul 2, deci deja e o nebunie totală. Domnul profesor are a ne spune astăzi despre profilul nativului digital și învățământul de astăzi. Domnule profesor, microfonul e la dumneavoastră. Bun, mulțumesc frumos și mulțumesc pentru invitație și mă bucur de modul în care ați știut să aduceți la aceeași masă experții în educație și, în ultimă instanță, nu singuri, dar dintre experții care contează, pentru că în ultimul timp, nu știu dacă ați observat, că educația a devenit un element foarte atractiv. Pe mine asta mă cam sperie pe undeva, că a devenit foarte atractiv pentru foarte multă lume din business și de unde mai vreți dumneavoastră. Pe de o parte ne plângem că educația este cea mai prost finanțată, că nu reușim să facem anumite lucruri. Pe de altă parte, pare că devine foarte atractivă pentru persoane care, și nu mă refer la cei din business care ajută educația, ci cei care fac din educație un business. Deci e o contradicție în termeni aici și ar trebui să ne gândim de ce se întâmplă acest lucru și de asta spun că mă bucur, mă uitam pe lista invitaților dumneavoastră, că sunt oameni care au spus și au ceva de spus în educație în adevăratul sens al cuvântului. Revenind la tema de astăzi, ca să fiu în consonanță cu ceea ce ați construit dumneavoastră și modul în care ați gândit această conferință, pentru că ne adresăm în ultima instanță unor elevi, iar acești elevi sunt, spun toate studiile, diferiți față de cei pe care îi știam până mai ieri. Și o să spuneți, domnule, dar nu e neapărat un lucru rău acest aspect, nu este ceva nou, nu? Și noi am fost diferiți față de părinții noștri și noi am fost generații care ne-am schimbat. Da, dar apare o mică modificare. Schimbarea aceasta este mult mai accelerată pentru că tehnologia a făcut ca totul să se accelereze extrem de mult și acest lucru poate să ducă la un moment dat la această perspectivă a discrepanțelor care fac pe undeva ca profesorilor să le fie greu să se adapteze de la o generație la alta. Auzeam din ce în ce mai des învățătoarele sau, mă rog, profesori pentru învățământul primar, cum spuneau că este foarte dificil să se readapteze la o generație de clasă pregătitoare după clasa a patra, mult mai greu decât se adaptau acum 10-15 ani la generația clasei întâi, și nu pentru că a apărut un an în plus, ci pentru că generațiile sunt mai sau sunt altfel. Da? Apar schimbări mult mai rapid. Iar eu am mai văzut acest lucru
La un moment dat am făcut o mică discuție cu studenții și e vorba de studenți de anul 1, anul 2, când le spuneam, păi ia spuneți-mi și mie cum v-ați descurca cu, dacă mergeți la liceu să predați, cu elevi de clasa, cu elevii la 15 ani, și reacția era absolut șocantă, pentru că oamenii spuneau în acel moment, stați un pic, nu putem să ne înțelegem cu nebunie. Și spuneam, în fața mea sunt oameni de 20 de ani, care spun că cei de 15 sunt complet diferiți de ei. Deci vă dați seama că acest conflict între generații scade la nivel temporal. Scăzând la nivel temporal, dificultatea de a te adapta la generații din ce în ce mai rapid schimbate este mai mare. Și vă spuneam că în centrul acestei schimbări este în primul rând tehnologia. De ce? Sunt o grămadă de cercetări, nu le mai discutăm foarte, foarte pe larg, pentru că ele sunt pe undeva contradictorii, de exemplu cel care a inițiat aceste cercetări, și anume Prensky, a fost ulterior contestat de alți cercetători care au venit și au spus că lucrurile sunt chiar mai mult decât a spus el la început. Eu încă rămân tributar perspectivelor acestui părinte a nativității digitale, pentru că perspectiva sa, chiar dacă s-a flexibilizat ulterior, rămâne în picioare. Și anume, tehnologia îi oferă copilului un alt mod de viață. Îi oferă un mod de viață instant. Îi oferă un mod de viață în care nu trebuie să mai aștepte foarte mult și nu trebuie să depună foarte mult efort ca să ajungă la rezultat. Iar școala tradițională se bazează exact pe invers. Pe foarte mult efort pentru a se ajunge la un rezultat. Pe un efort care durează ani de zile și care nu poate fi subsumat în câteva clipe. Iar ființa umană, în general, este mult mai predispusă să meargă la zona de instantaneu. Uitați-vă, mi-aduc aminte că era un studiu la un moment dat când într-o întreprindere oamenii lucrau cu niște materiale radioactive și erau învățați să poarte mănuși pentru ca nu cumva acea radioactivitate nu era una foarte puternică și purtarea mănușilor i-ar fi salvat, dar în ani de zile puteau să le dăuneze radioactivitatea în cauză și oamenii nu își puneau mănușile. De ce? Pentru că dura extrem de mult în timp acest proces și spuneau, ei, las că mai vedem noi ce se va întâmpla peste 20 de ani sau peste 15 ani. În schimb, în momentul în care acel material a fost ușor încălzit astfel încât să frigă un pic la degete, și-au pus mănușile, imediat. Deci când reacția este instantanee, avem decizii de viață și de moarte în ultima instanță. Nu băgăm degetele în priză în mod conștient, pentru că reacția este instantanee. În schimb, mâncăm dulciul cât se poate, unii mai fumează, unii fac exces de băutură și exces de diferite elemente care ne dăunează vieții, dar pe termen lung, nu pe termen scurt. Revenind, copiii care se nasc cu tehnologia în mână, consideră, asta este perspectiva nativului digital, că viața reală și viața digitală nu are granițe. Și atunci, pentru ei, viața digitală este la fel, sau lumea digitală este la fel de reală ca lumea reală. Spre deosebire de noi, că o să spuneți, doamne, uite, noi acum facem pe Zoom și cunoaștem tehnologie suficientă pentru a face lecții, pentru a face ore, putem să cunoaștem tehnologie chiar mai mult decât ei. Numai că nu vom considera niciodată tehnologia ca fiind viața reală. Pentru că nenăscându-ne cu această tehnologie în mână, noi devenim imigranți. Spunea Prensky, imigranți digitali. Adică niște oameni care vor vorbi toată viața, chiar dacă se mută într-o altă țară, vor vorbi cu accent. Cu accentul țării în care s-au născut. Ca atare și noi folosim tehnologia, putem să o folosim încă o dată, spun, la nivel superior copiilor. Să nu credeți că uzitarea tehnologiei sau cunoașterea tehnologiei este elementul forte. Foarte mulți dintre copii nu știu foarte multă tehnologie neapărat. O folosesc la nivel de distracție, la nivel de divertisment. Asta este o altă problemă pe care va trebui să o discutăm. Deci o folosesc în foarte multe elemente, dar nu o cunosc în lăuntrul său. S-ar putea să existe cadre didactice, s-ar putea să existe specialiști care sunt imigranți digitali, dar care au mai multe cunoștințe din lumea digitală decât copiii. Asta nu înseamnă că ei consideră la nivel de mental faptul că lumea digitală este o lume reală. Pentru copil este o lume reală. S-a născut cu ea și granițele se întrepătrund. Și asta aduce câteva elemente negative în sala de clasă. Acest element de instantaneu. Lipsa de răbdare. O să vedeți din ce în ce mai mult
elevii care aveți în fața dumneavoastră nu mai au răbdare pentru un proces îndelungat și un proces în care trebuie să depună mult efort. Tendința de a sări rezultate, de a vrea să vadă ceva exact în unde, unde este rezultatul. Nu mai își doresc etape intermediare. Și această nevoie de rezultate trebuie să schimbe pedagogia. Pentru că pedagogia tradițională presupunea că jalonam efortul pe intervale lungi de timp. Acum trebuie să jalonăm pe intervale scurte de timp. Se schimbă, o să spuneți, doamne, dar n-ar trebui să schimbăm pe ei după noi? Nu, pentru că tehnologia nu poate fi schimbată. Și într-un fel să știți, o să vedeți chiar și pe noi ca imigranți, tehnologia ne-a schimbat. Chiar și pe noi, eu mă uit la mine și mă uit și la colegii din jur, suntem mult mai grăbiți, mult, nevoia de instantaneu este mare și la noi. Nu este atât de mare ca la copii, dar este mare și la noi. Și acest lucru va crește. Nu este un lucru care să scadă, nu ar trebui să ne bucure sau să ne supere, este un lucru de care ține de firesc. Va crește, de ce vă spun că va crește? Pentru că studiile demonstrează că legătura cu tehnologia a tinerilor, în mod special, devine un fel de dependență. Erau studii care spuneau că dependența de țigări sau dependența de alcool este mai mică decât dependența de tehnologie și că are mai puține efecte nocive din punct de vedere al dependenței, nu al consecințelor asupra sănătății. Dar că din punct de vedere al dependenței, dependența e mai puternică. Au fost un grup de adolescenți care li s-a spus să nu aibă acces la niciun fel de tehnologie, nu numai telefon, dar niciun fel de tehnologie o zi întreagă, o singură zi. Și după aceea au fost puși în situația să spună ce au experimentat, ce au simțit, cum au văzut și foarte mulți au fost la un pas de depresie după o singură zi. Au crezut că lumea nu mai are nicio valoare, s-au simțit fără valoare ei înșiși și s-au simțit singuri, deprivați de contactul cu lumea, deși contactul cu lumea era în jurul lor. Dar contactul cu lumea reală, lumea reală pentru ei era lumea virtuală. Și lipsa acestui contact dintr-o dată a fost simțită extrem de puternic, mai mult decât ne-am așteptat. De altfel, încă o dată vă spun, uitați-vă la comportamentul dumneavoastră, la comportamentul nostru al tuturor. Sunt studii care spun că în procente foarte mari, primul lucru care face omul dimineața este că își consultă telefonul, să vadă dacă a apărut vreun mesaj sau dacă s-a întâmplat ceva. Cei mai mulți oameni în mijloace de transport în comun se uită la telefon. Cei mai mulți oameni care se duc la toaletă se uită la telefon. Sunt studii și procente, 30 ceva la sută din oameni se uită la telefon când stau pe toaletă. Deci vă dați seama unde s-a ajuns, cât de mult. Poate că sună amuzant și de asta, asta am și vrut. Dar închipuiți-vă cât de mult a impactat tehnologia viața noastră. Și asta este viața noastră a tuturor. Gândiți-vă viața celor care se nasc cu tehnologia în mână. Asta impactează și modul în care facem managementul clasic. Le spun de fiecare dată profesorilor. Pentru că tehnologia mai aduce ceva. Și cum să vă spun, să nu credeți sau să nu considerați că asta ar fi o demonizare a tehnologiei. Eu sunt un adept al tehnologiei. Dar înseamnă că ar trebui să învățăm și modul în care gestionăm tehnologia. Este ca și când, de exemplu, ai ieșit pe stradă și n-ai ști regulile de circulație. Ai nevoie de reguli de circulație pentru ca să nu se întâmple accidente. Ai nevoie să știi cine dă prioritate cui, etc. Același lucru se întâmplă și cu tehnologia. Trebuie să învățăm să o folosim. Nu este o folosire simplă prin încercare și eroare. După un timp trebuie să învățăm să o folosim. Trebuie să avem reguli, trebuie să avem experiențe, trebuie să avem, spunea la un moment dat cineva, dietă tehnologică. Așa cum ținem dietă și nu mâncăm prea multe grăsimi, prea multe elemente care țin de zahăr și de sare, ați văzut cum spune la televizor, cred că ar trebui și sunt studii și unii autori vorbeau de dietă tehnologică. Și anume, trebuie să o folosim, să o utilizăm în anumite condiții, în anumite procente și de timp și de spațiu și de ce mai vreți dumneavoastră. Ca să ne fie bine, să folosim partea pozitivă a ei și să nu luăm și partea negativă în același timp. Și ne revenim la partea de management al clasei. La partea de management al clasei era un autor la un moment dat care spunea copilul prin tehnologie este obișnuit să aibă parte de o libertate fără seamă. În tehnologie poți să faci aproape orice. Dacă ne ducem în zona, să spunem, interesantă a tehnologiei și anume în zona jocurilor video, poți să mori de 100 de ori și te naști la loc și o iei de la capăt până îți reușește un lucru. Poți să-ți asumi personalități diferite, poți să-ți asumi avataruri diferite, poți să fii cine vrei, aproape cine vrei. După care vii la școală.
Iar școala este o organizație foarte conservatoare, care impune reguli, care cere copiilor să se supună unor deziderate și vine acest copil care e obișnuit altfel. Și care, pentru care școala, reprezentantul societății, este cea care impune organizare, reguli, disciplină. Și atunci, da, față de urmă cu un număr de ani, și managementul clasei de elevi va fi mai dificil. Ce trebuie să faci cu un astfel de nativ digital? Ce trebuie să faci cu un copil crescut cu tehnologia în mână? Să-l înveți să o folosească în primul rând. Să nu o folosească doar pentru distracție, să înveți să o descopere, pentru că de cel mai multe ori tehnologia este folosită marginal. E ca și când am învățat pe oameni să citească și ei citesc ziarele de scandal. Și noi suntem foarte fericiți că ei citesc. Nu. Trebuie să mergem mai departe. Trebuie să ajungem ca cei oameni care au învățat să citească foarte bine să ajungă să citească ceea ce trebuie să citească, acele cărți care îi pot dezvolta personal. Ne excluzând zona de scandal. E foarte ok. Dar să facă parte dintr-un întreg meniu. Știți că dacă mănânci același lucru o perioadă de timp, organismul va fi, chiar dacă acel lucru inițial e foarte bun, dacă mănânci doar salată, de exemplu, da? Sau doar mănânci ficat de pasăre, că îți aduce fier. E, la un moment dat o să ai foarte mult fier, dar nu o să ai alte elemente în corp. Așa și aici. Nu strică că citește și ziare de scandal. Nu strică că copilul nostru se joacă jocuri. Nu strică că copilul nostru citește anumite lucruri. Trebuie să citească de toate. Trebuie să înțeleagă viața așa cum este. Dar trebuie să-l direcționăm încetul cu încetul spre elementele care se dea voie să aibă această înțelegere profundă a realității. Pentru că dacă nu se întâmplă acest lucru, uitați-vă ce se întâmplă în realitatea din jurul nostru, devine o masă manipulabilă și manipulabilă prin zona media. E foarte ușor la ora asta și oriunde în lume se pun deja probleme de tipul ăsta. Știu țări nordice care au inclus cursuri de fake news la copiii de învățământ primar. Pentru că deja trebuie să-i pregătim pe copii pentru faptul că tehnologia poate fi și un instrument foarte bun de dezinformare, nu doar de informare. Deci trebuie să învățăm să utilizăm, să folosim și să gândim în interiorul instrumentului respectiv. Și asta trebuie să facă profesorul. E greu să o facă, pentru că el vine din altă lume. Este perspectiva imigrantului, este perspectiva celui care a învățat mai târziu acest lucru și care nici nu este un adept neapărat al situației. Logic să nu fie un adept total din tot sufletul al problemei în cauză. Și totuși, trebuie să nu uităm că profesorul trebuie să fie un actor. Și actorul, când interpretează pe scenă rolul unui criminal, noi trebuie să-l credem criminal. Iar când interpretează pe scenă rolul, același individ va interpreta după aceea rolul unui înger, va trebui să-l credem înger. Asta suntem și noi. Asta suntem ca profesori și atunci, chiar dacă nu credem neapărat, și nu tot credem până la capăt, noi, fiind imigranți, suntem utilizatori, profesioniști câteodată, dar nu neapărat credincioși a religiei tehnologiei, trebuie să învățăm să construim alături de copii ceea ce știm că este bine și ceea ce cercetările ne arată că este bine. Un ultim lucru, ne-am apropiat de ora finală și e foarte ok, un ultim lucru legat de acești copii. Eu mai am o problemă, spunea la un moment dat doamna director, de cărțile și de jocurile. În ultimul timp am tot scris despre emoții. Am tot scris, inclusiv pentru clasele 1-4, probabil că majoritatea dintre colegi știu că am o carte, Emoția, teoria la poezie. Acum, în vara asta, scriu volumul 2 și am făcut și un joc, Emotijovia, tot despre emoții. De ce? Pentru că acești copii, cărora tehnologia le oferă foarte multă informație și pe care îi dezvoltă foarte mult în zona asta și aici lucrurile stau foarte bine, devin foarte vulnerabili emoțional. Pentru că realitatea înconjurătoare, și asta resimțim cu toți acum când suntem în online, nu înseamnă că nu ne putem face orele, dar unde este empatia? Unde este socializarea? Unde este interacțiunea aceea profundă, autentică? Asta se pierde deocamdată, poate că într-un viitor, și repet, câteodată mai fac profeții de tipul acesta, și eu mă aștept ca într-un viitor nu foarte îndepărtat tehnologia să găsească o cale să aducă chiar și aceste elemente în viața omului, ceea ce va fi interesant. Și ceea ce acum mi se pare ca nefiind posibil. Dar în acest moment, a lăsa totul doar în mâna tehnologiei înseamnă că pierdem din vedere elemente care țin de umanitate.
Și atunci, da, trebuie să lucrăm și această perspectivă. Trebuie să învățăm să nu mai fie vulnerabil, nici în fața dezinformărilor, nici în fața propriilor emoții, nici în fața emoțiilor celorlalți. Și atunci, da, vom avea niște copii fericiți în școală. Dar pentru asta, repet, trebuie să fim și noi la fel. Și eu am o sintagmă mai nouă pe care o tot spun. Foarte multă lume spune profesor, să spune elevi fericiți în școală. Și asta este, dar asta este un rezultat. Ca să ajungem acolo, eu cred că ar trebui să începem cu profesori fericiți în școală. Un om fericit creează oameni fericiți. Un om nefericit, probabil că știm ce creează. Mulțumesc! Mulțumim frumos, domn profesor. Exact cum ne-am obișnuit să vedem în conferințele dumneavoastră, ne-ați atins la suflet și astăzi. Am o întrebare. Unul dintre participanți, Doru Căstăian, vrea să vă adreseze o întrebare. Doru, te rog. Cu drag. Bună ziua, domnule profesor, și felicitări pentru prezentare. Am ascultat cu foarte mult interes și cred că în linii mari ați expus corect și situația unde ne aflăm și cam ce ar trebui să facem. Vreau numai să... la liniile mici. Liniile mari am înțeles. Hai să vedem liniile mici. Așa. Acum trecând la două liniuțe mai mici, așa, aș întreba dacă nu suntem cumva într-un soi de conflict de interese generațional. Pentru că, pe de o parte, nativii digitali chiar sunt așa cum ați descris, adică vor rezultatul imediat, nu au răbdare să parcurgă procese complexe și așa mai departe. Pe de altă parte, vorbim despre a transforma generația asta într-o generație reflexivă, într-o generație critică, într-o generație care să înțeleagă întreaga complexitate a domeniului tehnologiei și a domeniului digital. De ce vorbesc despre un conflict de interese? Pentru că, din câte știu eu, toate lucrurile astea, gândirea critică, actul de reflexie asupra ceea ce faci, necesită exact tipul ăla de calități pe care mediile digitale nu-l favorizează. Adică slow thinking, da, deci gândirea lentă, capacitatea de a te desprinde de mediul imersiv ca să-l înțelegi și să poți să-i vezi plusurile și minusurile. Adică, în fond, ar trebui să le acceptăm, hai să spunem, aceste determinări digitale, dar în același timp să-i și îndepărtăm de ele, pentru că altfel nu putem ajunge la înțelegerea mai complexă. Cum, de exemplu, vorbeați despre fragilitatea emoțională? Păi, evident, de exemplu, o relație, nu știu, o relație, să spunem, de dragoste între două persoane se construiește în timp și cu foarte multă răbdare. Pe de altă parte, poți să ai, nu știu, relații instantanee oricând pe rețele de socializare și exemplele pot continua. Cred că ați înțeles în mare despre ce vorbesc. Da, absolut. E foarte corect ce spune. În fond, în principiu, tocmai că cred că am fost consonant cu chestia asta, inclusiv eu am spus că nu se prea poate, dar eu cred că aceste lucruri sunt în tranziție în momentul de față. Eu cred că tocmai faptul că pandemia asta ne-a scufundat pe toți în această obligativitate a online-ului ne-a pus în fața unei oglinzi și ne-a învățat să înțelegem lucrurile mai bine. Eu cred că după ce ne liniștim un pic, se vor găsi niște soluții interesante. De asta spun că va fi un... De obicei, după situații de acestea, războaie, pandemii și alte probleme, urmează o perioadă de haos și să ne așteptăm la ea, după care se întâmplă o reconstrucție. Iar reconstrucția va fi inclusiv în zona aceasta. Oamenii au simțit această lipsă și se vor găsi soluții. Eu sunt aproape, cum să spun, sunt foarte optimist pe zona asta. Da, sunt complet pesimist pe ce s-a întâmplat până acum. Dar cred că anii care urmează ne vor arăta niște schimbări de atitudine și de perspectivă și de tehnologie fantastice. Ca să fac așa o glumă amară, aș spune că dacă n-aveam grijă să ne distrugem învățământul la timp, pandemia l-ar fi distrus. Vedeți, am fost prevăzători. Da, nu, noi suntem mai bine. Noi suntem mai bine pentru că partea online le-a demonstrat tuturor că stau prost, dar nouă ne-au demonstrat, adică pentru noi e mai simplu acum. Pentru că noi spunem, oricum nu eram pregătiți, ceilalți s-au simțit, după ce s-au pregătit, tot au ieșit prost. Noi suntem ca elevul ăla care n-a învățat lecția
Ceilalți au învățat și au luat 4, noi n-am învățat și am luat 4. Și spunem, păi, dar nici măcar n-am învățat, adică măcar știm o treabă. Exact. Cam aici o să fie. Dar, repet, credeți-mă, o să fie niște schimbări și în perspectiva asta. Se fac niște eforturi din ce știu eu. Încă suntem departe de acest lucru, dar închipuiți-vă ce departe eram de tehnologia care o discutăm acum 20 de ani. Eu cred că în următorii 20 de ani o să avem o vârstă în acea perioadă, dar vom fi șocați de cum o să arate lumea. Nu neapărat în bine. Să nu ne așteptăm că în bine, dar cu siguranță vor fi schimbări care vor umple niște goluri. Cum o să le umple, asta e altă treabă. Golurile vor fi umplute, dar s-ar putea să nu ne placă cum vor fi umplute. Asta e altă treabă. Mulțumesc. Mulțumim frumos, domnule profesor. Dacă dintre invitați mai sunt invitați care ar vrea să adreseze întrebări sau să facă comentarii, eu vreau să vă spun că la noi pe pagină interacțiunea a fost ceva de genul vreo 40.000 de oameni. Deci gândiți-vă ce interes crescut este pentru acest tip de discuție. Deci chiar educația, chiar profesorii sunt interesați să asculte părerile unor oameni. Am putea transmite chiar și un mesaj electoral, înțeleg. Doamne ferește! Doamne ferește! Să știi că politica educației ar trebui la un moment dat să fie făcută de niște politicieni a educației care să știe ce să facă. Foarte mult perspectiva, am studiat și mai spus asta odată. Acum câțiva ani de zile trebuia să țin un discurs la Academia Română despre Spirul Haret. Și am zis, ce pot să spun despre Spirul Haret? Că a fost foarte greu să vin cu niște lucruri, niște locuri comune. Și atunci am zis, hai să studiez un pic omul mai mult decât să studiasem atunci, nu pedagogul, că asta toată lumea știa. Și am rămas șocat studiind documentele vremii, să-mi dau seama că Spirul Haret avea două fețe. Deci dacă studiați intervențiile în Parlament, apropo, și certurile cu Titu Maiorescu, foarte interesante de altfel, ca să avem cu el mic copil pe lângă Spirul Haret. Adică era de un găunism, sau cum e, găuloșenie, absolut fantastic. După care era omul care construia școala românească și care era alături de fiecare învățător. Deci, cred că politicienii educației ar trebui să fie așa. Să fie niște oameni care se iubească pe profesori și în același timp să fie niște luptători la fel de puternici ca ceilalți oameni din arena publică. Pentru că dacă trimit un iubitor de oameni, acolo va fi mâncat, iar dacă se duce acolo un lup care însă nu-și iubește turma din care a plecat, atunci am avut de face cu problemă. Spirul Haret era lup cu lupii și era oaie cu oile, să spunem așa. Da? Deci, un lucru fantastic. Cred că n-am mai avut un politician de asemenea învergură după aceea, cel puțin în educație. Mulțumim frumos pentru implicarea în conferința noastră, domnule profesor. Cred că la momentul acesta putem să spunem că ziua 1 a adus ceea ce am intenționat noi să aducă. Oameni, profesioniști în educație care au avut un cuvânt de spus și o conferință care poate a răspuns, sunt convinsă că a răspuns unor întrebări. Mai sunt multe întrebări pe care ni le adresează oamenii, cadrele didactice, dar le vom strânge și le vom adresa invitaților și cu permisiunea dumneavoastră le vom trimite și vom trimite înapoi răspunsurile profesorilor. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați participat. Mulțumesc pentru că ați luat din timpul dumneavoastră prețios, toți invitații au luat din timpul dumnealor prețios și au adresat cuvinte foarte interesante profesorilor. Cred că cred într-o anumită periodicitate a astfel de conferințe, pentru că problemele nici nu au căpătat toate răspunsurile în momentul ăsta și că ele se vor acumula pe măsură ce școala va începe.
De asemenea, nu cred că ar trebui intrat într-o anumită panică. Școala va începe văzând și făcând. Avem niște repere clare și avem... pregătim câteva instruiri, câteva ședințe de instruiri pentru profesorii din județ, pentru directorii din județ, pentru a-i obișnui cu luarea de decizii la modul acesta descentralizat. S-a constituit un grup la nivel de inspectorat școlar care lucrează și vom face lucrul acesta. Eu vă mulțumesc tuturor. Nu știu cum se procedează la astfel de conferințe. Vali, cred că dacă intervii aici la final, ar fi grozav. Mulțumesc tuturor și vă așteptăm mâine la... tot așa 11:30 pentru conectarea pentru ziua a doua conferinței, când vom avea profesori care vor prezenta practic exemple de bună practică, cum le-am numit noi, pentru învățământul online, pentru activități de învățare online. Vă mulțumesc frumos, Vali. Microfonul. Și noi vă mulțumesc, o zi frumoasă. O singură precizare aș avea. Cred că e foarte important să judecăm și din perspectiva metricilor de pe Facebook, apropo de ce s-a discutat aici. E foarte important să vedem cât de mult interes a fost pentru ce au avut de spus vorbitorii. Din punctul meu de vedere, asta înseamnă că avem o comunitate de profesori care așteaptă genul ăsta de provocări, genul ăsta de prilejuri, de reflexie, care să le ofere și încredere și instrumente și un light motiv pentru a fi creativi. Ce e iarăși important, Galațiul e la 250 de km de București, câteodată se simt ca fiind 250.000, la fel și față de Iași. Cred că e important pentru profesori să ia din genul ăsta de evenimente mesajul că există o comunitate în care găsesc sprijin. Există profesioniști care sunt dispuși să ajute și că în situații de genul celor în care ne vom găsi din septembrie încolo, cu provocările respective, mai important decât o procedură, mai important decât un regulament, este să poți să te întorci către profesionistul de lângă tine, către colegul tău, către specialist și să știi că acolo ai un sprijin, să știi că o să găsești acolo resurse, inspirație pentru ce ai de făcut. Ajutorul ăsta, sprijinul ăsta mi se pare esențial. De asta ar fi util, cred, să avem mai multe ediții de genul ăsta, să avem evenimente de genul ăsta constant, care să răspundă nevoii cadrelor didactice. Și eu țin să mulțumesc vorbitorilor din prima zi. Mi s-au părut extraordinare intervențiile. Am multă inspirație de luat din prima zi și abia aștept ziua a doua. Mulțumim frumos tuturor și mulțumim și colegilor de la EduApps care ne-au ajutat să transmitem live. O să vă anunțăm că toată conferința și ziua 1 și ziua 2 vor fi înregistrate, adică sunt înregistrate și vor fi postate pe canalul de YouTube al CCD-ului după ce vor fi prelucrate, mă rog, tehnic. Deci le vom găsi pe canalul de YouTube în cel mai scurt timp posibil, posibil mâine după amiază, după finalul conferinței sau miercuri. Vă mulțumim tuturor, mulțumim celor de la EduApps și vă spun la revedere tuturor, ne vedem mâine. La revedere! La revedere!